Trebuie să fie un cadru. Este, sunt în cadru. Trebuie să scoți ăla, mă, cu urmează. Uite, a plecat singur, gata. Da, bine. Bună seara, oameni dragi. Orică sunteți aici live, orică vedeți asta în reluare, ca să zic așa, înregistrat, vă mulțumesc că sunteți aici, sunteți absolut adorabili. Dacă vreți să ajutați show-ul ăsta, puteți să o faceți chiar cu un like. Dacă vreți să o ajutați mai mult, puteți să o faceți cu un super chat sau cu o donație. Avem și Patreon, îl găsiți în descriere. Puteți să faceți toate chestiile astea și m-am gândit că să mai zic și eu să dați subscribe, că am văzut că n-am mai crescut cu subscriberii, cred că lumea se uită și după aia zice, îmi place chestia asta, o să mă uit la altceva. Dă un subscribe dacă n-ai făcut-o deja și îți place ce se întâmplă pe canalul ăsta. Vă mulțumesc o dată că sunteți aici, dacă vreți să faceți un story, să o poză la monitor, la televizor, la ce vrei tu, fă o poză și dăm și mie tag să poți da și o repost pe Instagram, sunt Alex Mocan Online și hai să primim cu căldură și cu aplauze pe Bordea! Te salut, mămică, te salut. La Mocanu. Da, bun. Nu, eu cu așa. Nu te stresa cu microfonul. Tot timpul. Te uiți în tu stai la mine, tu uiți în partea aia și bună seara. Mă duc ca o fată de pe centură rușinoasă. Da, da, da. Am văzut că ai scos un special. Da, am scos un special, dar l-am și băgat la bot. Unde merită. Bă, nu-mi place lumina. Bă, eu am vrut să filmez anul ăsta special de la mare frumos și m-am și pregătit, am făcut o chestie. Am făcut un scenariu frumos, bă, deci de la extraordinar, dar n-am mai apucat că s-a închis Oradea. Și am zis, dacă nu e la Oradea, nu mai fac. Pe care e faza cu Oradea? Păi era în aer liber, trebuia să fie la cetate, era cu poveste, frățioare, trebuia să fie de shit, înțelegi, cu zâne care, bă, deci era frumos, cu pitici în latex care veneau la final, era fain, dar n-a mai fost. Și ai pus ăsta totuși. L-am pus ăsta, da. Păi ăsta cumva trebuia să fie și din el, trebuia să fie o parte bună din el, plus încă o parte de jumătate de oră pe care o făcusem vara asta, știi? Și era o oră, știi, cu totul, da? Am zis dacă tot nu s-a putut, am pus aia, rămâne asta la cealaltă jumătate de oră de făcută vara asta și asta înseamnă că trebuie să mai lucrez încă jumătate de oră până la vara sau toamna viitoare când îl filmez, știi? Bă, ce marfă! Dăm drumul, mă? Că nu știu, încă e foarte așa... Da, pe câmpii, pe lângă o pădure. Cine are un pârâu? În mediaș, dacă nu-l folosești. Dar nu chiar așa o să fie. A fost o experiență anul ăsta incredibilă. Deci nu-ți mai păsa unde faci. Deci nu-ți mai păsa, știi? Era, cineva avea o terasă și lângă terasă era un câmp. Înțelegi? Și acolo au pus niște scaune, măscuțe, chestii standard. Și acolo s-a făcut. Ce atâta? Aveam scenă cu noi, aveam totul făcut. Cu noi. A, v-ați cu scenă, da, cu ce trebuie. Da. Am făcut în ploaie, am făcut în vânt. Ce marfă a fost ăla în ploaie. Unde am văzut în vlog? Au fost trei în ploaie. Așa era în contract. Sau ce? De unde mă știu asta cu ploaia? De la noi. Prima ploaie, da, din tur vlog, da. Da? Prima ploaie a fost la Cluj, mi se pare că da, ceva genul ăsta. Cluj sau Timișoara. N-a plecat nimeni. Deci nu a plecat nimeni. Unde să te duci? Înapoi în casă? Adică da, nu era corect, ca și cum. Corect, da. Da. Am luat pelerine, de alea mea pelerine, fiecare era cu pelerine. Și era o chestie foarte drăguță, mă, deci jur. Că știi că eu sunt cu dragostea și cu romantismul. Mă uitam, toți îndrăgostiții se țineau de mână sub pelerine. Bă, era așa fain, dă-te în parat. Știi cum și-a făcut ăla, deci a decupat cămașa aici? Ca da, să da, facă da. Azi că așa-i cămașa. Du-te, mă, drecu. Că n-ai, mă, nevoie să-ți dai așa. Înțelegi? Când ești un vaccinator în serie. Ai tras la un moment dat la sală. Ți s-a părut că arăta bine și ești. Ia uite biceps în mâncați aici, da, da. Ia uite. Dar ești de acord cu mine că Iohannis a făcut niște flotări dimineața? Bă, trebuie să fi făcut niște flotări. Dar pe de altă parte, ce are Iohannis nu se face de la niște flotări în dimineața aia. Băi, adevărat, adică adevărat, și eu gen fac sală, sunt cum trebuie așa, da, da. Adică dacă mă duc undeva și am tricou, fac și eu niște flotări, dar aia pentru că am făcut întâi câteva luni de tras biceps și triceps ca lumea, ca să pot să fac flotările alea să arate ok. Da, da, da. Hai, dar l-ai văzut pe Cristoiu, care s-a dezbrăcat de tot? era, zici că era răpit, zici că era la un răpit și l-au vaccinat cu forța, înțelegi? Cât de tot dezbrăcat? De la jumate în sus era total dezbrăcat. Dar mi s-ar părea foarte amuzant să intri cu el în cameră să fie în pula acolo. Unde se face, domne, vaccinul ăsta? Jur, el a zis că domnule, a venit la mine la birou și la mine la birou stau în cămașă și nu puteam să dau doar o cămașă, să dau doar de asta așa, știi? Și m-am dezbrăcat de tot. Mi-a zis că i-a zis și secretar acum că trebuie să mă dezbrăcat și aia nenorocită sau ceva. Și era dezbrăcat de tot. Așa, ce vorbea? Cu așa și îndrăgostiții. Și au făcut găurică, mă, în pelerina aia, știi, și se țineau de mână. Bă,
frumos. Bă, mi se pare frumos și trist în același timp. Da. Și eu sunt genul ăla romantic. Eu, pentru mine, ești? Da, da, da. Eu, pentru mine, tu cu... tu cu Livia. Eu cu Lavinia. Eu cu Lili. Eu cu Livia. Tu cu Liliana și cu, și cu fata aia altă de... Tu mai ardeai tu din când în când. Sunteți trioul. Păi, ce-au dat la știri că eram plecat în vacanță cu soția mea la Vinia. Se uita maică-sa la televizor, știi? Și maică-sa care, na, ca orice soacră, așa, în sfârșit a găsit motiv, știi? Și era, aaa, uite nenorocitul. Și băi, a apărut poză. Mă gândeam la o teorie zilele astea, apropo de iubire și de așa, cum că înșelatul ar trebui să fie ilegal. Și de o parte și de altă. Înșelatul ar trebui să fie ilegal. Bărbații să n-aibă voie să vă înșele așa și nici femeile. Dacă eu îți fut un pumn în gură, tu suni la poliție că te-am rănit, da? Da. Și eu îmi fac mie dosar penal pentru vătămare corporală. Corporal. Dacă eu îți spar casa, tu suni la poliție, e fracție, da? Dacă iau fonduri de la stat, nu pățesc nimic, da? Da. Mai devreme sau mai târziu, te vede bunul Dumnezeu, Iisus Hristos. Dacă ai și extras ăla de cont cu milion de euro în ultimele trei luni, da, e iurea. Dacă eu îți fut inima, da? Da? Pentru că oamenii, și acum nu ia o turnură... E foarte mișto că tu ai o petricou, efectiv o inimă frântă. O inimă cu o săgeată prin ea. E perfect. Parcă l-ai ales. Serios, dacă, pentru că în momentul când înșeli pe cineva, îi distrugi o parte din viață, fucking shit. Adică mult mai grav decât să dea un pumn în gură. Clar, mult mai grav. Adică nici nu se compară. Păi uite la Moldova. Câți oameni stau, mă, liniștiți în casă acolo? Asta se mai întâmplă. Doamne ferește, nu, orice bărbat care bate o femeie. E un soi de vătămare corporală și vătămare emoțională. Emoțională, exact. Pentru că și vătămare emoțională, bă, doare. Pentru că vorbeam azi cu nevastă, ascultam niște muzică de asta, am descoperit o fată, o cheamă Jessie Reyes. Mm-hmm. S-o asculți, foarte faină. Okay. Extraordinară, pe hard feeling de la de dă-te-n. Bă, te răscolește, dude. Ți-aduce aminte de prima oară când ai furat din magazin, la modul ăla de merge în tine, știi? Prima ciocolată furată, prima uitătură urâtă la maică-ta, nu știu. Că continui cu furatul, că prima oară când ai furat, prima ciocolată furată, primul ou Kinder furat, primul copil furat și vândut afară pentru organe. Primul trafic de oameni pe care l-ai făcut. Prima crimă. Primele 3 kg de cox, frate! Era să mă duc la poliție să mă predau azi, că mă auzit fata. Pare că tu ai tras la mine cocaină și te-ai spus de tot. Și era prima cocaină, aia care rămâne. Tu ai tras odată și a fost, de ce nu mai tragi cocaină? Păi eu am tras odată și asta e. Eu am tras în arene. Așa mă, zi, că e foarte bună ideea. Și vorbeam azi cu nevastă mea și nevastă mea spunea că eu n-am suferit niciodată în dragoste, da. Adică în sensul că n-am fost înșelat sau părăsit. N-am avut cine, da, știi? Da. În afară din familie, dar restul s-a... Așa, dar aia eram prea mic ca să mă dărâme. O să spun după aia ceva. Da. Așa, și vorbeam cu nevastă și îmi spunea că ea, de ce cânta fata aia, făcea, frate, a atins exact unde trebuie, știi? Și ziceam, păi cum e chestia aceea? Bă, în momentul în care auzeam anumite cuvinte sau anumite analogii sau anumite chestii, mă întorceam înapoi în momentul ăla și este nasol rău, știi? Și de ce ați dezvoltat chestia? Că ar trebui să fie ilegal, dracu. Tu dacă vrei să fuți în stânga și în dreapta, nu te pui într-o relație, înțelegi? Dacă te pui într-o relație, cuet! Înțelegi? Le vezi așa, la știri, frumos, un futăcios în serie, un înșelător în serie, da, sau mai știu eu ce, cu cătușile așa, aia era bună, dă-o dreapta, știi, la modul ăla. Bă, e foarte bine ce zici, pe bune, chiar are o bază foarte... Nu știu dacă oamenii sunt de acord cu mine, dar eu tot stau și mă gândesc că e... Mă gândesc dacă ar fi real, pe bune, nu ca o idee așa, dacă chiar ar fi real, s-ar putea să fie o pantă alunecoasă în partea în care orice, cum ai zis, mă, emoțional, cum ai, Sorin? Vătămare emoțională. Orice vătămare emoțională, adică ar deveni a thing. Și la americani ai văzut că oricum s-au dus departe cu nu mai poți să mai faci nimic, să mai rănești bullying. Vorbim de politically correct sau body shaming. Nu, păi dar tot încolo se duce, la americani, nu la noi. Dude, e soul shaming aici. Păi da, dar gândește-te că te duci pe o bandă. Bă, suntem la Mircea Radu, o să intre taică-miu, o să intre toate iubirile mele. Acum îți vine o restă și spune mai. Da, nu. Dar zi, dacă se duce pe o pantă din asta, că asta vreau să spun, în care acum înșelatul e destul de clar, dar după aia chestia asta, vătămarea emoțională de tu m-ai făcut să mă simt prost. Da.
Adică să, mie că la cât de proști suntem ca nați, ca, ca oameni în era asta, da, ne ducem rău, ne ducem tare. Dacă apare chestia asta, ne ducem full. Păi bă, intenția contează. Dacă, e ca și la glume, înțelegi? Eu apăr foarte tare glumele de orice fel. Pe mine mă enervează intenția. Dacă intenția rea într-o glumă, să jignesc minorități, să jignesc minorități sexuale, etnice sau mai știu ce, e nasoală gluma. Dacă te uiți la americani, nu e nu gluma decide. Știu, pentru știu, că știu, ce știu, se întâmplă știu, cu comedianții de sunt cancel și astea. Știu. Păi, e ca la, știi, așa azi, și aici o să fie. Păi da, dacă furi un ou, ești ok, dar dacă furi un bou, știi, ca să mergem în, în zicale, te arestezi. Așa și aici, bă, dacă am făcut prima chestie că nu ți-ai dat seama sau habar, nu știu ce, dar dacă tu fuți în serie și femeia aia suferă. A, prima oară dacă ai futut și nu ți-ai dat seama, nu? Dacă cumva ai futut în greșeală. Sunt singurul care a păzit. Ai seama că după aia ar apărea femei din astea care ar veni și te-ar fute în somn sau ceva ca să-ți facă. Păi ce, e flagrant? Da, nu, e... E mă flagrant, zi. Da, ba, da, cumva. Plasare de probe, înțelegi? Ca flagrant, la, flagrant, te da. Te prinde poliția fără iarbă așa și spune iarbă în portbagaj și te ia. Așa și o femeie poate să spună ruși pe aici, ruși, să fii coaie, sunt nevinovat. Nu, bă, da, ați înșelat. Tu, eu nu fac asta, eu iubesc soția. Ia vino puțin, ia vino Maricica, ce ți-a făcut domnul ăsta? Eu iubesc pe Mocanu, de unde-i fata asta? Deci chiar cred că așa trebuie să întâmple, jur. Așa. Bă, cât de... Că vorbeai de familie, trebuie să spun o treabă. Nu cred că vorbeam de familie, eu cred că vorbești tu. Vorbeam de taică, eu cred că, la un moment dat. Că ziceam eu de familie, apropo de ce ziceam eu. Bă, tu și cu Andrei Ciobanu sunteți invitații perfecți. Să stai, să, ce fă mă, Bordea? O oră mai târziu, bă, hai că trebuie să... Nu, apropo, te întrerup cu atâta, Oameni dragi, avem un număr de telefon 0745662268 pe care o să-l vedeți și pe ecran, la care puteți dați mesaje pe WhatsApp, pe care în a doua parte a emisiunii, după ce luăm o pauză să fumeze Bordea o țigară, o să le citim. Da, pe toate, răspund la orice întrebare. Da, n-am, pe toate scrieți orice vă vine pe numărul ăsta, îl găsești în descriere în caz că nu l-ai reținut. Nu mai am self-esteem de mult. Da, și share, și like, și subscribe. Iau și înjurături, iau tot. Știi ce s-a întâmplat la un moment citim dat? Citim tot, mă piși pe tine, Bordea, ești asta, citim toate. Bă, glumesc să nu-mi dați de astea, că nu e... Da, nu, serios. Nu ardem așa, nu ardem așa aici. Eu am pățit o chestie la un moment dat, când a apărut hate-ul pe net, știi, când toată lumea se plângea de hate pe net, eu deja aveam... Adică mi-a luat atât de mult hate cu emisiunea, încât, bă... Aveam impresia că eu pot să-mi deschid la un moment dat un chioșc undeva unde să vii să te plângi la mine, să te plângi de mine, nu știu. Adică dacă ai probleme cu nevasta, să vii să țipi la mine. Fă, du-te, drecu, dă proastă și știi să cumva să te descarci și eu să le iau. Înțelegi? Dacă ai un șef nasol, să vii la mine. Te, drecu, dă tâmpit, nu dai, știi, la modul ăla. Pentru că atât de tăbăcit eram, încât când a apărut hate-ul ăsta cu mamă, glumele tale sunt ca peruca lui... Aoleo, hai, frate! Tu ai fi rupt. Cu cine vorbeam, mă, de erai și tu de inversul Patreonului? Nu mi-am amintit. Am avut o idee, bă, cu Raul mi se pare. Vorbeam că să faci un din ăsta, cum e Patreonul, dar pe invers. A zis el să faci only haters. Știi că e aia only fans? Și să faci gen oamenii să dea bani ca pe Patreon, dar să dea bani să te urască și să stai să intri live sau ceva. Să ții la, efectiv, să intri pe Oli, intră acum pe Oli Haters, dacă nu-ți place ce fac, intră doar 5 dolari pe lună și poți să te piși pe familie. Exact! Banul-i ban, vin cu mama și fac live stream, să-i spuneți ce părere am despre... Îl aduc pe bunicu, bunicu e în perfuzii, dar nu se supără. Eu bă, cred... un ban e un ban, nu contează de unde vine. Eu asta a zis și Dragnea. Cineva... Și iată. Hai să zic o treabă ce am pățit acum. Zic cu familia, că ne ducem în altele și bă, avem despre ce vorbim. Eu am zis și în materialul ăsta, de l-am pus pe YouTube, despre ce s-a întâmplat la nunta religioasă. Da. Cu maică mea, care nu știu ce. Dacă vreți să-l vedeți acolo, eu nu mai repetam, nu mai așa. Și nevastă mea a fost la fața locului. Nevastă mea mi se pare că e ca Dory din Finding Nemo. Știi? Adică cumva ca să-și protejeze investiția, sau nu știu cum să zic, uită că tu ești așa. Știi? Adică uită de unde vii și cine ești. Nu știu cum să explic. Adică eu cred că ea despre mine are o imagine idilică și când vede de fapt de unde vin și cât de distrus sunt, șterge. Știi? Wow. Pentru că ea la nuntă a fost uimită. Era, nu poți să crezi. Băi, stai, familia mea ești nebun la cap, așa tu am trăit. Și acum mergeam cu mașina, mergeam spre casă și o nevastă mea în dreapta aici.
Și m-a sunat bunica mea. Și mi-a zis, vezi că îi fac săptămâna viitoare, deci asta era săptămâna trecută, deci săptămâna viitoare, acum în weekend, cred că s-a întâmplat deja, nu știu, când am sunat, o să o sun mâine, că e duminică. Și mi-a zis că vezi că săptămâna viitoare îi fac dezgropăciunea lui bunictul la 7 ani, știi? Vrei craniu să-ți faci vioză? Nu cred. Îți jur, asta mi-e crucea. Nu cred că te-a întrebat dacă vrei craniul lui bunică tu ca să-ți faci veioză. Nu, nimic altceva. Îți jur. Deci tu acum ești nevastă mea care se uita la mine. Știi momentul ăla când nu știi ce să apuci să ieși? Da, acum. Știi momentul ăla când arde ceva și ești coie, arde, să-mi va pula. De unde plecăm? Așa era Livia. Deci era Andreea, eu râdeam, eram, dar poți să mi-l trimiți? Deja vorbeam cum ar putea să mi-l trimită. Dar vii tu să-l iei? Asta 7 ani, te mai așteaptă. Fă, curier, deci... face AVB-ul, scrie acolo conținutul pachetului craniu bunic pentru veioză. Și după aia, când Livia făcea așa ca normal unui traume, unii mi-a avut o idee foarte bună. Ai zis, bă, da, l-ai lângă tine, știi? Adică l-ai lângă tine. Și ai zis, bă, deci asta mi-a pără fără. Și el întotdeauna a fost un om mai luminat. Hai, dă-te. Bă, chestia este în felul următor. Eu nu eram foarte surprins, pentru că eu am mai auzit chestii de-astea în Botoșani. Înțelegi? Chiar am mai auzit. Am mai auzit că erau rude care la dezgropăciune chiar au luat și au făcut veios, înțelegi? Cu becul aici frumos. Yes. Hai mă, deci există... Da, s-ar putea să existe. Ea n-avea nicio... veioze cu... Da. Parcă te-a întrebat... Bine, bunică, te-ai și Caterinca. Dar parcă te-a întrebat prea relaxat să-ți faci veioză. Adică trebuie să existe. Păi n-are asta era cum. Șmecherea că... Și ea, cred că a mai auzit undeva, că știa că se poate face asta. Bă, până la urmă, e ruda ta, tu poți să iei ceva de acolo. Nu e ok să nu mai spui asta pe internet. Păi da, pula mea, glumesc. E realitatea, dude. Glumesc. Și nu e impolitically correct, că nu e ca și cum bunic nu stă cu mâinile așa. Nu! Lucor, te-ai povestit că el ar face o vioză foarte șmecheră. Da, și ți-a zis că vrea? A zis că are și extraordinar. Dar să iau și femurul. Băi, știu că pare dur, deci jur. Sunt anumite chestii care par dure. Am mai povestit unui prieten treaba asta și mi-a dat cu piciorul în picior. Știi senzația când te atac un câine? Termină? Deci când informația asta cu îți trimit capul bunic să-ți faci veioză, te lovești și făcea așa, pleacă-mă, du-te dracu cu familia ta! Du-te dracu cu familia ta! Băi, trebuie să-ți spun o fază. Trebuie să vă ia poliția. Lumea care urmărește aici pe canal, dar m-am stat minte, dar e prea amuzant, frate. Lumea știe, o fază pe care i s-a întâmplat lui Drăcea și râdem noi tot timpul, că era, dar nu mai știu unde, era un bloc și trece de el colț așa, nu mai știu care a fost faza exact, și era la parter o țigancă la geam gen, da, care l-a văzut pe Drăcea așa cum s-a speriat și a făcut, oh, băgă-mi și pula în familia ta, ce m-ai speriat? Păi și-a fost atât de terific. Am să mă pună familia ta ce mai speriat. Și râdem de atunci pe chestia asta când te sperie cineva să faci tot timpul. Da, îți să am să mă... Excelent. Bă, păi gata, ce să gata, mai... Gata, păi hai, plecăm acasă, veioza. Păi da... Leu, să... Da, da. Dai seama, să aprinzi. Ce faci, mă, tataie, mă? Mă gândesc că poți să ai cum au vânătorii capete de ce au vânat, să-l așa. Da, să ai bunică ta, bunică tu să ai pe... Bă, bunicul a fost Caterinca, deci bunicul meu chiar a fost Caterinca. De la el am și pasiunea asta cu vinul, pentru că el era legătorul de vie din sat. Marfă. Era un legător de vie, știi, că dacă lăsai via să se n-o îngrijeai, când via se strică, îi trebuie ca în 2 ani să-și revină, știi? Și era mega important. El lega vii și făcea... dormeze, de alea cu arcuri, știi, da, cum erau pe vremuri dormezele alea așa, știi? Și tot timpul aveau țigara așa, știi, mă, fac lui vecinul să o fută pe vecinul. Și făcea, uite ce am ajuns, ha? Uite ce am ajuns, să fac eu să fută fostul ăla, știu, gura mă, de la... Și făcea din când în când, păi la nu-l suport, îi las un arc așa să-l fută în curs. Ha ha ha!
Bă, n-ai, mă. Tu n-ai cum să tu n-aveai cum să fii altfel decât așa, decât omul ăsta. N-aveai cum, n-aveai cum. Crescut de oameni ăștia. Bă, fain. Maica mea s-a căsătorit a 6 ore acum. Bă, dar chiar că ziceai la un moment dat că noi n-am mai vorbit de mult timp, dar era și e bine, e încă cu ăla. Bă, și Mike... tu cum e? Când te-ai dus și l-ai cunoscut, mai fost? Ce faci, mă, bate cu... Nu l-am cunoscut, am vorbit la telefon doar. Ah. Era o chestie așa, știi? Eu știu cum îl cheamă, am primit niște poze. Ea știe. Ea știe. El s-a întors acum că a avut o problemă în Italia și a fost reținut puțin acolo. Ok. De repede. Ceva timp. S-a oprit și muzica, eu zic că s-a oprit muzica, a fost o pauză. Și a fost o chestie foarte faină. Mi-a zis și Mike mea, bă, a venit ăsta de la facultate înapoi. Uh-huh. A fost 2 ani la facultate acolo și s-a întors pe piept, scrie mare, I love you, Michela. I love you, Michela. De Mike mi-o cheam Mihaela, dar i-a scris numele în italian. Înțelegi? Dar sfericiți, frate, sfericiți. Adică ceea ce asta e tot ce contează. Asta e tot ce contează, Vlor, da. Nu mai lăsa să spun până la capăt că tu ești cu Livia. Era... Eu știi ce am fost cu Livia? Da. Că mă gândeam dacă să spun că tu ai fost exemplul meu sau voi ați fost, dar eu chiar ziceam când era la început cu Andreea că, bă, îmi doresc, era așa de bine și îmi doresc, mă, să rămân și eu cum sunt bordea cu Livia, așa. Vă mulțumim frumos. Voi chiar sunteți, bine, sunteți și individual niște persoane mișto. Mulțumim. Cred că singurul cuplu. Eu dau tot timpul exemplu pe ai mei. Eu am singurii părinți pe care știu, cuplu de 60 plus, da, care să iubesc în ziua de astăzi la 60 plus, care să văd seara, să pupă, stau de vorbă, să iubesc pe bune, adică exact, chiar exact, au o relație, da, frumoasă. Dar nu mai știu niciun exemplu de oameni din generația aia, știi? Și în rest mă uitam și la noi în generație, că eu eram fericit cu Andreea în primii 2 ani atunci, mai sunt și acum, dar eram atunci nebunit. Că e live, e. Aia nu e ok, chiar mi-a zis pe balcon. Oh, ce mă, haide. Și mă gândeam așa, bă, dar să știi că nici de ăștia ai mei nu știu. Bă, bine, nu că nu sunt ok, sunt multe cupluri ok, bă, dar bine, da, așa cum vorbești tu despre Livia și așa vorbesc și eu despre Andreea într-un fel, știi, și ea despre mine. Așa, bine, bine, știi? Da, nu da. Nu prea. Bă, cea mai importantă chestie din punctul meu de vedere e să, ca omul de lângă tine să te accepte așa cum ești, știi? Da. Și dacă te accept așa cum ești, înseamnă că te-a luat cu anumite chestii care nu o deranjează sau care îi plac, știi? Că tot timpul e chestia asta, nu pot să mă schimb, frate, așa mai lua. Păi stai, nu, deci dacă omul de lângă tine te deranjează, nu poți zice așa cum e el și îl stai acolo, știi? Da. Pleacă, până găsești un om despre care poți să zici, bă, îl iubesc și îl las să fie așa cum e, pentru că așa cum e mișto. Da. Noi vorbeam la un moment dat de defecte, că noi avem defecte și ea și eu și ziceam, bă, n-are rost cumva, că știi că și femeia și bărbatul la un moment dat au butonul ăla de reglaj, știi, să te facă cumva sau altcumva să te schimbe, așa. Mie mi se pare că fix alea o fac pe ea mai frumoasă sau pe mine mai idiot, știi, adică cumva ai farme cu unui om. Știi că să fii în roboție într-o relație, știi? Nu, și eu văd la fel, și mi se pare la fel. Dă-i spațiu în pula mea, bă, dă-ți, da, și ei. E și chestia asta, mă, cu, nu știu, tu ce crezi că vă... Banii, a, ce ne... Că vă face mai să treceți... Aveți și voi momente, sunt sigur, nu neapărat să vă certați. Dar hai să spun de ce, te întreb ca, știi, oamenii aia, tu ce telefon ai acolo, că eu am... Da. Ce crezi că te face pe voi? Că eu... Mă gândeam că noi am avut tot, dar fără să ne gândim la chestia asta, am avut tot timpul să nu ne reproșăm și mi s-a părut o chestie, adică da, dar mi-am dat seama la un moment dat, da, după 3 ani, da, da, că eu mi-o uit scada nespălată sau ceva și o văd spălată și ea nu mi-a zis niciodată, bă, vezi că ți-ai lăsat cada, ți-am spălat-o eu sau ceva. Da. Și eu dacă văd că ea a uitat ceva, eu o iau și o spăl sau nu știu să dau un exemplu, știi? Okay, okay. Fără să zic nimic. Și mi-am dat seama că asta cred că a ajutat foarte mult la... Nu mai sunt discuțiile alea de iar ai lăsat aia așa. Da. Și nu-i eu nimic, am făcut-o pentru tine, da, și i-a arătat tu cupei exact, în casă. Exact. Da, și pentru că n-am făcut asta natural, fără să ne... Și cumva asta adăuga și la bine, pentru că eu vedeam că mi-a spălat cada, nu voiam nici eu să zic mersi sau am lăsat așa, dar cumva mă gândeam, adică eram, bă, hai să fiu și eu drăguț sau data viitoare, adică ne-a făcut Da. Te-ai simțit vreodată că o chestie din asta v-a făcut să fiți așa? Bă, eu am crescut foarte mult de când o cunosc, știi? Chiar am crescut foarte mult. Pentru mine, Livia e și cenzură în același timp, știi? Adică e iubire, e tot ce am mai bun pe lumea asta, dar e și cenzură, ceea ce e foarte important.
Bă, cineva să te oprească, cineva să, știi, cineva să mă oprească. Exact, asta mi-a venit și mie, să mă să îndrăznească. Bă, cineva să te oprească, pentru că... Din băutură era versul efectiv. Nu știu, cumva, pentru că ăla de lângă tine clar nu-ți vrea rău. Adică când îmi spune, bă, nu fa aia, sau e mai bine să faci aia, clar nu-ți vrea rău. Știi? Și... din punctul meu de vedere, și asta am apreciat întotdeauna la ea, faptul că îmi spune în față și când sunt prost și când... Nu spune niciodată că sunt minunat. Uh-huh. Știi? Pentru că minunat, îți spui cumva că e minunat, e așa, o chestie. Spune din când în când sau spune în alte vorbe, știi? Dar când ești prost, cel mai mult ai nevoie să afli când ești prost. Că minunat toți ne credem în capul. Da, dar trebuie să pui în balanță. Adică mie îmi zice destul de mult, Andreea, că sunt minunat. Adică nu acum... Neapărat că acum am început să cred eu că sunt okay. Am început să am încredere în mine după mulți ani de viață. Da. Dar ea până m-a făcut să am încredere în mine și să nu mai fiu, de ce se uită femeia asta la mine? De ce sunt prost? Eu n-am cum. Mi-a zis foarte mult timp că, bă, termină, ești prost, că ești deștept și că ești minunat. Mi-a zis foarte mult timp că sunt și minunat. Și asta e o chestie, să-ți crească încrederea în tine, femeia de lângă tine. Depinde, dacă ai nevoie, poate. Ai nevoie, poate tu ești genul de om care... Oricine ar nevoie, adică oricine ar nevoie, știi? Da. Eu încă am senzația și o să cred în asta absolut toată viața, că niciodată n-ai ajuns să faci ceva incredibil de bine sau ești cel mai bun într-un domeniu. Da, n-ai cum. Tu trebuie să demonstrezi în fiecare zi a existenței tale până mori și chiar și aceluiași public sau aceluiași oraș sau așa, că meriți locul, să că meriți locul întotdeauna. Și asta se aplică și în relații. Știi? Și e de comună chestia, adică ea face chestii pentru mine, adică noi o iau de bună și eu fac chestii pentru ea ca să știi, ca să nu mai ia, la fel, știi? Da, spune și eu. Hai că să-mi va pula, deci a început să... Mulțumim pentru tuturor oamenilor care sunt aici, mulțumim pentru oamenii care au dat niște super chat să mai plătim și noi chiria aici, putem să o faceți în continuare, Doamne ajută. Mucanu se autosabotează, ia uite aici. Cu ce? Cu, că zic prostii aici la... Bă, nimic. Și asta vreau să rămână. Nimic nu mi se pare mai trist. Ia uite, o slană aici, frumos, slană. Slană. Uite și ăla, alt om, fericit în relație, căsătorit, doi copii. Ah, da, ia uite. Și a pus centrală. Da. Iubește centrala mai mult decât familia. Stă lângă ea. Era căsătorit, fericit, doi copii și a pus centrală. Da, se pare că o descriere bună a unui bărbat român. Și de asta, exact. Și de unde asta am intrat într-o discotecă în Botoșan la un moment dat și era DJ-ul care a făcut așa. Și următoarea melodie se face pentru Mircea care și-a pus termopane, Dumnezeu. Și erau toți, du-te în pula mea, și-a pus cineva termopane în Botoșani. Așa e și cu ăsta. Bă, și-a făcut toată casa singur. Stă într-o secție, are mistreți care îi aduc băutura la pat. Omul e dement, frate, jur. Da, mă, nu. Dar la fel, e îndrăgostit și iubește soția. Adică, uite, vezi că dacă nu mai știe pe cineva care e într-o relație faină... Da, așa e. Uite, acum că zici, chiar am vorbit și cu Andreea despre ce mișto e cortea cu familia. Da, da. Secretul lor e că ea n-are voie să vorbească în casă. Asta e singura chestie, știi? Ceea ce e o chestie morlacă acolo la ei. Ea n-are, femeia n-are voie să vorbească. Înțeleg, înțeleg. Când iese din sat... Mai zice una, două, știi? Dar în restul. Probabil Bucălaie cu Alexandra la fel și... sunt cuplu fericit și așa. Acum trebuie să-i zici pe toți pe care îi știi ca să Geo Adrian are o familie foarte frumoasă. Să-i zici pe toți, efectiv, oamenii cu care mai lucrezi. Geo Adrian are o familie foarte frumoasă. Dacă l-ar recunoaște în familie și pe el, ce fericit ar fi. Da, Caterinca, salut de la Chicago. Ia uite, Doamne ăștia nebunilor. Mamă, în drum spre Indianapolis la o petrecere cu gang-ul. Bă, ce? A dat bani, a dat bani. Cu gang-ul? Cu gang-ul, da. Nu știi tu, Borda. Bă, vrei să mai vorbim o chestie apropo de gang și apropo de slang-ul ăsta așa nou. Mă, ce se întâmplă, bă, cu... Mamă, ce 46, ce 56 de ani ți-ai luat dintr-o dată. Apropo de chestia asta cu gang-ul. Mă, ce s-a întâmplat, domne, cu... Ce, mă? Bă, nu am mai găsit un gangbang bun, mă. De umblu prin toate coclaurile, mă. Nimeni afară. Ce vrei să spun? Băi, uite, am văzut o chestie, un interviu cu Billie Eilish. Și zicea, o întreba Zayn, nu știu cum îl cheamă, e un de ăsta, îl știi, nu? Zayn Lowe. Zayn Lowe, da. Și o întreba, ce-ți place, mă, să faci, știi? Și asta zicea că și-a filmat un videoclip, ultimul videoclip, și a zis că în videoclipul respectiv am făcut ceea ce îmi place mie să fac. Și anume ce? S-o alerg de nebun așa, mâncând o gogoașă îmbrăcată mega de ampulea, înțelegi? Și a zis, nu cred, da, și tu videoclipul alerg de ampulea mâncând o gogoașă, îmi place să alerg și îmi plac cocoșile. Știi? Și zicea, ok, dar melodia, și zicea, asta îl oprea și făcea, bă, e o chestie foarte importantă ca copiii din ziua de azi să se comporte de vârsta lor.
Știi? Mă, mă uit. Bă, am 36 de ani, nu sunt bătrân, că când au treaba asta, hai bă, că ai rămas în urmă. Coi, n-a rămas nicăieri, pula mea, mergem toți pe același drum, știi? Bă, dar mă uit așa, au niște probleme pe care noi nu le aveam. Da. Știi, gang-ul, mașina, ți-am făcut pizda, e tăcă, știi? Păi, totul pleacă de la imagine, adică contează foarte mult imaginea și la noi nu conta că nu exista imaginea, era doar acolo în cartier, nu puteai să fii fake. Acum poți să fii fake, că poți să fii pe net, să arăți bine, poți să fii la capatul și să fii mamă ce bine sunt și după aia, de fapt, să nu fii neapărat cea mai mișto femeie. Nu știu, da, ok, da, uite, dar și în vlogging, de exemplu, adică... pentru vârsta ta, nu știu, să te implici în niște probleme de astea, da, existențiale, da. Și mega... Pe de altă parte au și niște posibilități care noi le vedem pe astea, ăștia mai gălăgios, gen. Da. Am început să tot dau de tineri și mă bucur de mă cac pe mine. De tineri care la 18 ani fac business-uri. Nu e ok, tot nu e ok. Tot nu-i da, se pare ok. Da, vreau să te opresc, mă, dar au niște, vreau să spun că au niște posibilități cu totul pe care nu mai poți să le mai ignori. Pentru că acum la 22 de ani ei sunt trecuți cum ar veni, știi? Acum există milionari la 16 ani. Milionari? Sunt niște... S-a schimbat lumea, mă, nu e greșit. Păi știu, dar nu, dar stai puțin. Dacă lui ăla i-a plăcut o anumită aplicație și a făcut o anumită aplicație, da, sau nu știu ce, ohidoki. Bă, dar vezi de ăștia care se îmbracă la sacou cu tricou, știi? Da, care își fac părul cu fixativ perfect, păi, da, mă, așa, da, și a crescut sunt, lumea cu totul. Ei la 8 ani fac ce făceam noi la 14. Adică oricum trec până etapele alea, numai că le ard foarte repede. Cine bea șaturi la 8 ani, mocane? Nu știu. Cine? Bă, sincer. Cine merge chiar, cu unchiul la curve, mă, la 6 ani? Stai puțin. Stai. Domnul Cătălin, stați așa. Așa domn, plec, bă, cine? Domnul Bordea, nu știu ce se întâmplă la dumneavoastră, dar nu e bine oricum, nici la 14 ani să mergeți, la, dacă îmi permiteți, la curve, domnul, cu unchiul. Ele te așteaptă. Acum tu alegi dacă le vizitezi sau nu. Zic așa. Ce, Cătălin, că... Băi. Dara, Deni, salutare tuturor, mai citesc și eu donațiile, că na. Ai ghicit Bordea? A, nu mai știu, am sărit de... Ce? Nu știu ce ai ghicit. Ai ghicit ceva, la un moment dat. Fii fericit, ai ghicit. Nu, serios. Trei de roșu. Bă, comportă-te ca de vârsta, da, ta, știi? Îmi lipsesc chestiile, nu știu, și pe net mă uit la vloguri, la chestii. Toți vorbesc serios cu aia. Nu, mă, tu ai pierdut tu... Ce am pierdut, mă? Contactul cu generația aia. Ei se comportă ca la vârsta lor... Dar la vârsta lor, în era în care trăim, asta se face. Să vorbești serios așa și să fii cu bățul în cură așa. Dar nu să... sunt toți așa, ăia sunt ăia pe care îi vezi. Pentru că ăia pe care îi vezi sunt ăia scandal, okay, ăia gălăgioși. Și ăia care fac ceva mai așa, care ăia să ia serios. Ăia care ar fă acest milionar, știi? Ok. Tu nu-i vezi și pe restul, care tot nu sunt ce făceam noi. Tot încearcă și ei să facă un canal, streaming, căcat, un ceva. Dar sunt normali, să duc la petrecere... Să suferă după o tipă, tot asta. Doamne ajută, mă! Da, jur, mă, noi ajută. Vedem extremele. Asta e problema cu faptul că putem să ne vedem pe toți, conectat toată lumea. Noi vedem numai extremele. E normal, la orice. Aveți cel mai șmecher atlet și cel mai vai morții lui ăla, dar a murit pe pistă. Sau ce ceva. A murit, mă, pe pistă? Nu știu. Unul care și sună așa. A alergat. Ăla care a luat locul întâi și ăla care a luat locul 6, adică nici chiar ultimul, dar nevastă s-a să futea cu altul în timp ce era la curse sau ceva de la genul ce ăsta. Ce filme te uiți? Nu știu. Ce se mai întâmplă la capatul? Te uiți la Empire? Îți jur că în momentul în care eu te-am invitat să vii luni sau marți și tu ai zis că la 9:30 trebuie să fiu la antenă, da. Primul gând a fost... Da, ce pula mea, tu ești la umor sau ce? Da. Oh, shit, am uitat! Vezi că asta e o chestie foarte interesantă, să-mi bapul adică. Absolut toți prietenii mei, inclusiv nevastă mea, au uitat că eu sunt la emisiune, jur! Am uitat de emisiune, adică nu... Te cred! Te cred! Ea s-a curățit, s-a curățat, s-a făcut zi. La un moment dat, el a zis o chestie foarte interesantă acum ceva timp, Dan, că... publicitarii nu mai vreau mizerii la televizor, știi? Adică cumva nu mai vreau să plătească ca să fie mizerii la televizor. Și a zis așa, bă, mizeria aia o să existe undeva, treaba voastră, înțelegi? Ei, unde e acum mizeria? Pe
trending. Înțelegi? Deci asta mi se pare incredibil, bă. A ieșit de la televizor și s-a da, dus în... Pentru că ei înainte și toți maneliștii, toate scandalul așa, aveau o platformă a lor. Nu s-atingeau de... Eu înainte când intram pe YouTube, chiar vedeam pe trending niște melodii, du-te-n pula da, mea da, ce... Smiley o... gen, era, da. Nu știu, sau din afară ce a mai apărut, nu știu ce, știi? Și chiar mă uitam să văd care e the shit acum, un Travis Scott, un pula mea, nu știu ce, știi? Și într-o dată am început să, știi, să... Taina, 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 da, na, da. Taina, dar cu totul ai dreptate pentru că disurile ajung în trending, adică tot, certuri... Tot! Puterea dragostei e pe trending, da? Înțelegi? Deci puterea dragostei e acolo, toate certurile sunt acolo, înțelegi? Și la televizor vine Baniciu, știi? Sau, serios? Jur! Jur! Deci vine, înțelegi, de la modul ăla. Vine Pleșu care zice, nu știu că despre filozof. A fost Pleșu la Capatos? Dacă nu, a fost Pleșu la Capatos, la eu măcar... Nu, dar la modul de Baniciu, deci la când s-a închis robinetul, au început să vină niște oameni mega, știi? Da. Adică a venit, cum îl cheamă? Kovács, Nicu Kovács, dude. Nicu Kovács a intrat în platou. În momentul în care Nicu Kovács a intrat în platou, Daniela Crudu a făcut... Îmi dau demisia. Deci în momentul ăla a făcut nyang. Bă, dar n-ai cum, Nicu Kovács e cel mai cool bărbat în România. Știu, vreodată. Știu, dar tu îți dai seama da, da, două da, da. Lumi diferite da, care fac da. Așa, înțelegi? Una dintre ele, gata, se fracturează și pleacă, știi? Ei, asta s-a întâmplat. Și toată mizeria s-a dus pe trending. Păi și de-aia culmea este... nu mai știe lumea de Capatos, că nu mai apare nimic de tine, gen, înțelegi? Ce dracu? Și fii atent, cea mai absurdă chestie vreodată e în felul următor, că atunci când mizeria avea casa ei, ăștia nu luau bani. Acum... Corect. You give money to the dirt now, înțelegi? Da, 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 da. Este... fascinant să-mi va pula. Deci când apărea la televizor și tu puteai să schimbi programul și era gratis, înțelegi? Plăteai cât plătești la abonament, nu era ok. Și acum coaie când au milioane, zeci de milioane de vizualizări, s-au umplut de diamante, de Taylor, de pula mea toți și sunt mega șmecheri. Uite la cât te scoate Dani Mocanu. Păi Dani Mocanu era, gândește, mai ții minte? Da, da, da. Apărea la TV așa, știi? Acum e Dumnezeu trendingul și face mulți bani. Asta s-a întâmplat. Da. Jur. Și mie îmi pare... Cumva marfă că... Adică... Cumva marfă că ăștia s-au dus pe pula lor, ca să zic așa, și și-au făcut... Și-au văzut, pentru că acolo chiar se vede. Când te apuci să faci pe treaba ta, gen pe YouTube sau așa, acolo chiar se vede între ei... Da, 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 știu, cine, știu, știu, știu. Cine stă și cine pleacă, știi? Adică trebuie să ai ceva. Bă, eu am primit foarte mult hate atunci și știu că era o emisiune la 11:30 seara, dude, adică în sensul care trebuia să dormi la ora aia sau nu știu, abar n-au, sau puteai să faci orice, știi? Era controlabilă, nu știu cum să-ți explic senzația, adică tu dacă te uitai, vroiai să te uiți, știi? Nu venea cineva și îți bătea, bă, botează! Da. Știi? Da. Nu era așa. Eu am avut foarte multe chestii de o să-l țin toată viața. Deci momentul în care l-am văzut pe Nicolae Guță îmbrăcat în scafandru, călare pe cal. Deci fii atent, deci, deci dacă cineva fumează ceva bun și scrie un scenariu și zice așa, frate, deci iată, Nicolae Guță pe scafandru, nu pe, e îmbrăcat în scafandru, dar nu la modul, el, înțelegi, pe cal, coaie, deci asta este o chestie, pentru mine, n-am încercat niciodată substanțe halucinogene sau de-astea să vezi culori da, sau da, așa, dar aia a fost o imagine la modul, sunt undeva în deșert, am băgat ceva pentru să-mi scriu nouul meu album, știi, da, la modul. Da. Când l-am văzut intrând pe Nicolae Guță în scafandru călare pe un cal și pe deasupra costumului scafandru avea un Isus de aur atât. Bă, mi-aduc aminte că am văzut că a fost pe net în trending, gen, nu știu, mi s-a trimis chestia aia, aia este n-ai cum. N-ai cum. Țin minte că asta e, eu țin minte poveștile tale din perioada aia, adică ce, bă, să vezi, dar nu puteai să le spui oricum aici sau ceva, dar le spuneai nouă când mai beam. Da, da, da. Și îmi dau seama că tu acum, practic, dacă
te rog să povestești ceva, o să povestești cum a venit Pleșul, cum a venit da, cineva da, 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 și da, da. Cultură. Și... Da, eu, acum da, vrei să spun cum a ajuns formația Phoenix în Germania? Nu coaie, dă mizerie! Cine s-a mai futut cu cine? Bă, asta e o întrebare pe care tot o aud de la prieteni de-ai mei care sunt inteligență în pula mea. Nu zici Conovaru, știi pe Conovaru, da? Conovaru când mă văd cu el la un șpriț, tot timpul nu mai vorbim de ce ai mai citit, ce nu știu. Coaie, cine s-a mai futut cu cine? Că nu mai pot, înțelegi? Dacă vreau să-mi iau o carte, mă duc la Cărturești. Dacă vreau să mă uit la o emisiune culturală, mă uit la o emisiune culturală. Dacă vreau să nu știu ce. Dar astea sunt chestii de cabană. De, știi cum erau părinții noștri care se întâlneau cu prietenii lor la un șpriț și începeau să bârfească pe aia și pe aia și pe aia și te auzeai râsete din bucătărie sau unde beau și acolo se întâmplau lucrurile alea fun, știi? Da, da, care da, tu n-aveai voie să intri, da, că da, da. Aflai cine s-a futut cu cine, știi? Așa e și aici, știi? Singura întrebare pe care o primesc, coaie, cine s-a mai futut cu cine? Doamne, ce emisiune bună ar fi asta, cine s-a mai putut cu cine? Să vă apăra. Bordea prezintă cine s-a mai putut cu cine. Bine ați venit la cine s-a mai putut cu cine în episodul ăsta. Episodul 465. Eram ieri la etajul 3 și aud de la vecina și știam că bărbatul nu e acasă. Bat la ușă și întreb, cine s-a mai putut cu cine? Ne vedem și mâine la cine s-a mai futut cu cine. N-o să vă vină să credeți cine s-a futut. Tot ce faceți în pat poate fi folosit împotriva voastră. Ce facem? Luăm o pauză să fumezi o țigară? Hai să luăm o pauză țigară, da, da. Oameni dragi, și să spun cine s-a mai futut cu cine. O să luăm o pauză 5 minute ca să-mi spună Bordea cine s-a mai futut cu cine. Și după aia venim să vorbim și despre vin, despre care am zis că facem reclamă la vin și numai despre vin am vorbit. Da, da, da. Și atât. Și despre cum e barată Bordea în halul ăsta. Că zice eu pe sport acum. Mersi, revenim imediat. Ia uite, mergem pe 1000. Gata. Bună seara, oameni dragi. Bine ați revenit sau ați rămas. Au ieșit oameni, mă, pe pauză. Bă, ce nașpa. Oameni dragi, vă rog ne dați și nouă un like la clipul ăsta dacă vă simțiți bine la show. Eu am râs, mi-am simțit bine, v-am pus și muzică frumoasă tocmai ca să nu ieșiți. Și vă rog, dacă vă place ce se întâmplă aici, dați și voi un subscribe. Bineînțeles că puteți să ajutați studioul ăsta și emisiunile astea cu un super chat până începem să facem și noi bani mai ca lumea. Sau bani. Mai ca și aurul să nu mai zic că mi-a zis lumea că tot mă plâng. Ce? De bani. Mi-a zis Andreea, foarte bine, de fapt, mă, dar e o chestie românească. E o chestie românească, trebuie să te plângi de bani. Da, așa. Bacă-ți prea mult. Bă, gluma lui Teo cu Țiriac, ai văzut? Aia l-a dat la Aimor. Bă, este... Că n-ai, mă, că n-ai cum să ai bani mulți, mă, că și Țiriac să plânge. Cum sunteți, domnul Țiriac? A, știi cum e, că nu prea merge. Nu mai știu exact care sunt, dar este absolut extraordinar. Luăm sunul drept, mistrețul ba stânga, ba da. Da, da, da. Aveam o teorie la un moment dat că, bă, cu ce te duci la ziua lui Țiriac? Cu ce te duci, mă? Cu ce? Eu dacă aș fi Țiriac, aș umbla doar, deci, aș umbla doar în perciuni. Deci asta ar fi... Deci să mă afla. Că nu, n-ar, cine te oprești? Ești Țiriac, ești nebun la cap. Țiriac care... Ca, dacă eu mă gândeam la un moment dat că mi-am luat apartament și sunt de shit, el are apartament pentru câinele lui. Înțelegi? Are apartament pentru menajera câinelui lui, știi? La modul ăla. Vreau să zic că... Stai un pic. Da, Sorin, scuze. Faci tu o faptă bună. Ia zi. Și trebuie să aduci o apă minerală. Desigur. Din frigider și să pui niște gheață în ăsta. Mm-hmm. Am vrut să mă duc la pauză și am uitat. Iartă-mă. Lasă pe... așa. Începem gheață. Ce? Uite-mi paharul ăla, da. Să rămână. Mulțumesc. Sorin, ce treabă, doamnelor și domnilor? Vorbeam de... vorbeam de politically correct pe... Da. Aulă, vrei să faci un statement? Da. Bă, gamești picioare. Oficial, în premieră, în premieră. Oficial, îmi ba pula politically correct, jur, jur, toată, cât am eu, deci nu țin nimic pentru mine. Sunt realmente înspăimântat, jur pe cea mai sfânt, sunt realmente înspăimântat. Am avut discuții cu prieteni, cu nevastă mea, cu toată lumea, nu știu ce. Politically correct ar trebui să existe până la o limită, înțelegi? Ce trece de limita aia este absolut cenzură de ampulea. Da. Este sensibilitatea curului și toată lumea se inflamează în orice.
și mă simt înspăimântat pentru că în meserie, în stand-up, înțelegi? Adică asta e toată treaba. Acum trebuie să stai să vezi ce cum. Dar nu că... e, mă, noi, la noi nu e la nivelul ăla. M-a înspăimântat ce a zis Sorin. Ce a zis? Ce a... A, am zis că nu vorbim despre asta. Okay. Ba da, vorbim, vorbim. După aia spun cine a mai futut pe cine. Mă rog, că au apărut, că a zis cineva ceva de OCD și că au apărut că ieșim după chestia asta, că cancel this, că nu e ok să vorbim despre mental issues care e OCD. Da, ok. Cred că pot să... Nu știu. Nu știu, știi care e problema? Eu m-am gândit la chestia asta și mi-am dat seama că la ce s-a creat acum, deci nu că dacă o luam de la capăt puteam face lucrurile mai bine, dar așa puteam cu orice. Dar la punctul care e acum, zic doar în state, la noi nu e la nivelul ăla, dar cum s-a ajuns în state... Ok. Nu ai unde să mai tragi linia. Acum. Deci decât să o tragi aici unde e, la okay. Deja nu e ok, dar deja... Dar știi că la noi toate chestiile vin cu întârziere, înțelegi? A, adică... nu, nu că nu se întâmplă și la noi, numai că încă nu e la nivelul ăla. De fapt, e departe de nivelul ăla. Adică gândește-te că ai putea să nu spui... Dar mă tem de nivelul ăla. Adică mă tem, știi? Îl aud tropot, aud galopul în spate, știi? Adică îl simt că vine. Da, asta da, asta da. Ba picioarele la că nu știu, îl simt că vine. Și trebuie să fii atent la ce spui, când spui, cum spui. Bă, nu e așa, nu e, e fucked up, e, știi, adică... Da. Uite-te la și la cine zice și de ce zice și cum zice, știi? Că, până la urmă, sunt glume, dă-le dreacu, nu e ceva, știi? Adică la modul ăla. Problema e că nu se mai poate discuta, nu mai există conversație între oameni ok ca să poți să discuți despre lucruri, dacă până numai sentimente peste... Mie nu mi-a plăcut, atunci nu ne ducem nicăieri, știi? Și asta e, că nu se mai poate discuta ca să poți să tragi o linie. Pentru că dacă omul ăla spune că a simțit... Eu știu că el n-a simțit chestia aia. Da. Eu știu. Da. Eu știu că el face asta ca să se bage și el în seamă sau ca să se asocieze cu un anumit grup sau o anumită luptă sau ca să primească atenție. Eu știu asta. Dar dacă el spune... Să o duce în fața juriului sau ceva și spune, ba nu, eu așa m-am simțit. Ce poți fac? Îți dau un exemplu. M-am simțit... Dă paharul să spun niște M-am vin. Simțit de două ori vinovat. Prima oară nu o să vorbim despre vinul ăsta deloc. Să mă, lasă-mă că vorbim și despre vin. Băgame și picioarele. Așa. De două ori vinovat. Eu am... Mintea mea funcționează ca și mintea ta, ca și mintea lui Teo și al lui Vio și al lui Costel și al lui Micuțu și al lui Bucălaie și așa. Cumva... anumite chestii mi se pare amuzante. Sau știi cumva, nu știu cum să te explic senzația. Mă uitam la Bianca Adam. Ok. Știi? Și automat, știi că are freza aia tot timpul, știi? Și m-am gândit că Bianca Adam este varianta tânără a actriței alea de pe vremuri care avea tot timpul aceeași frezură cu ochelare aici. Nu știu cum o cheamă. Nu știu cum e o actriță de revistă bătrână care tot timpul are aceeași chestie. Deci că își pune casca. Știi când intră undeva? Okay. Nimeni nu știe părul Bianca Adam cum e, înțelegi? Stai. Știi? Bă, și mă simțeam vinovat în sinea mea pentru paralela asta. Nu știu cum să-ți explic. Știi? Și crezi că e de la politică correctness sau ăsta care te sperie? Sigur. Doi la mână, o altă chestie de care mă simțeam vinovat e că am făcut o comparație la un moment dat și mi se părea mie amuzant cum că dacă Adrian Copilul Minune ar fi fost evil, îi se spunea Darth Vader. Înțelegi? Darth Vader. Da. Bă, mă răscoleam în pat, eram, dar în același timp pe o parte râdeam, pe o parte, știi, mi-l imaginam așa cu, să mă arăt familia mea, sunt taică. Ai greșit nava, băiatul meu, știi, la modul ăla, bă, da, mă simțeam vinovat, pentru că făceam body shaming, cum se numește, nu? Da. Ei, și e periculos ca tu, practic, în sinea ta să te simți vinovat că faci căcaturile astea. Eu cred că o să se ducă și spre o rezolvare, cumva. Nu știu care e, dar o să se ducă spre o rezolvare pentru că atinge un apogeu, adică la ce s-a întâmplat, noi vedem la american, și la, în UK și în US, că știm engleză. Da. Noi vedem asta și s-a ajuns la un, adică a plecat, s-a dus departe politică de correctness, cancel culture, toate chestiile astea și acum uite la ce s-a ajuns, la Trump președinte, la riots, la au intrat aia în Casa Albă, la aia cu George Floyd, adică s-a ajuns rău de tot cu toate lucrurile. Și n-are cum să ducă decât spre o rezolvare, adică spre rău și spre o rezolvare, pentru că nu mai ai, adică o să, lumea a început să se prindă că de la toată căcatul ăsta cu dăm atenție tuturor se întâmplă lucrurile astea și n-are cum să ducă decât spre, nu știu care ar putea fi, nici nu pot să-mi imaginez. Nu mai ai voie să faci glume despre moldoveni dacă nu ești de acolo.
Nu, păi nu asta. Păi ce? S-ar ajunge la, adică din punctul meu de vedere. Așa o să fie discuția. Păi așa e discuția acum. O să fie o masă rotundă. Așa e discuția acum. Un oltean ca pe jumătate. Păi bine, dar fără Maramureș de acum încolo. Fără Maramureș. Dar nici voi, pula mea, că beți, că nu știu ce, pula mea. Că noi bem, pula mea. Înțelegi? Așa o să fie. Femeile, nu mai au voie să zică despre bărbați nimic, nici noi despre femei. Bă, dacă mi-a zis una... Se ducă, se duce spre, uite, stand-up, de exemplu. Se duce spre nu mai merge nimeni la stand-up care să poate jigni. Da. Și celălalt oameni nu le mai pasă că te-ai jignit tu. Adică, efectiv, să se ducă la o... Că dacă se ridică unul acum într-o sală și zice ceva, o să se găsească încă 30 care se ridice și ei. Clar. Și cred că o să se ducă înspre unul, o să fie jignit, o să ridică, da, ceva, da. Și comedianul o să zică, vă rog frumos să le scortați afară și nimeni nu o să zică nimic și o să zic, du-te-mi pula mea că stai. Eu nu vreau să ajungă la subsoluri în care să face comedia neagră, nu, bă, asta știi, zic, la modul ăla de te duci cu parole în pula mea, știi? A ajuns, deci o femeie mi-a zis, în urma unui spectacol, că simplu fapt că eu apăr femeia este o dovadă de misoginism. Cum? Pentru că femeia nu are nevoie să fie apărată, mă gândesc că era în cap. Da, nu, eu sunt de acord. Eu sunt de acord. Dar stai, mă, bă, dar pula mea, dar nu apăram. Era la modul cu ori înalt, ori ridic, am, îmi exprim părerea bună despre ce femeie ca un mie... purtător de pulă sinistru. Ce mi se pare mie misogin? Feminism. Adică ce vrei să spui? Că nu spui că sunt, sunteți ok. Dacă eu cred deja că sunteți ok. Pentru că ce face de feminismul? Cât de ok, cât de ok. A, trebuie să fie un nivel de ok. Nu? Pe asta e, știi? Că e, cred că ești, sunt ok, cred că ești ok ca femeie. Cred că, nu cred, cred că ești ok ca femeie. Cred că ești o persoană mișto. Da, crezi că-s mai bună decât tine? Nu! Ha-ha! Păi! toate trăirile mele în ceea ce privește, în ceea ce privește chestia asta cu femeile sau mai știu eu, vine din faptul că niciodată nu m-am certat cu femeile. Femeile întotdeauna m-au făcut bine mie, știi? Totdeauna m-am certat cu băieții. Nici o femeie nu m-am prins în gang să-mi ia banii de buzunar să-mi fută una. Niciodată în viața asta, știi? Da. Nici o femeie n-a venit cu încă trei femei și a zis, tu l-ai futut pe bărbatul meu de la modul ăla, nu știu. Barna. Nici o femeie nu m-a rănit. N-a fost bully femei în liceu sau mai știu eu ce. Din contră, femeile mi-au făcut bine, știi? Asta era toată filozofia mea. Și a venit una, bă, dar spumegam, deci eram, cum, coai, cum? Și n-am convins-o, i-am dat bloc și am plecat mai departe. A, nu poți să convingi pe nimeni de nimic. Da. Deci pe nimeni de nimic, chiar merg spre... Pe nimeni de nimic. Eu sunt foarte ok aici pe canal, că acum asta e jobul meu, canalul de YouTube. Sunt foarte ok cu faptul că hide from channel. Știi, gen, nu am cum. Adică citesc un comentariu și aș vrea să-i răspund și îmi dau seama că orice, absolut orice, adică între te urăsc și te iubesc și futu-te în gură, nu e nimic. Așa, da. Nu ajută cu nimic. Adică doar este o lălăială de frustrările mele, frustrările lui ăla. Și așa că, ok, da. Deci, haide, de ce să ai tu părerea asta? Plus, a plecat unul, am pus pe canal postare cu Vitu. Da. Și a plecat Vitu, confirmă. Am pus o postare cu Vitu. Da, V2. Un fel de Viton, da, pentru săraci, Vitu. Că vine Bordea la live, da, cu Moca, da? Și a scris un băiat foarte mișto. Bă, nu știu, nu vreau să intru acum ce au făcut. Mă rog, erau niște comentarii, un comentariu începea cu de ce nu te place el pe tine și se termina cu vaccinurile. Da, pentru că am avut o întreagă polemică despre asta. Sigur că a văzut-o. Nu știe. Sigur a văzut-o. Nu, n-a văzut-o? Nu. Ah, ok. A plecat efectiv fără niciun... Ah, ok. Mie nu-mi place de băiatul ăsta și comedianții români care nu știu ce căcat fac așa. Și acum sunteți semnal niște stânga. Oi și nu știu ce. Și sunteți... În 300 de metri bagă-ți pula în subiectul principal. Da. Ok, întorceți-vă puțin, ați greșit. Configurare traseă. Ce bun e asta cu bagă-ți pula în subiectul principal. Și a ajuns la vaccin. Da, mă, da, la, știi că totul se duce în oi proaste. Da. Și m-am dat seama că e așa de ușor. Da, bă, așa e. Gata, a trebuit să... cineva ce vin. Bă, nu mai gata, așa, nu gata, mai scuze, pot. Da, bravo, nu mai da, pot, da, da. Să termină emisiunea, sunt acum 960 de oameni. Dar arată povestea, că da, e o poveste. Da, cu totul, cu totul, da, bine. Da, e o poveste. Bordea are un vin. 3, 4, să scope al 4-lea acum. Scoți ediție specială. Oh, da, să zic, hai să zic, care hai să zic. Hai să zic. Hai să luăm de la capăt. O să am 5, că scot unul și la vară.
Deci, o grâmă de vin. Bordea are un brand de vin care se numește Nebun by Cătălin Bordea. Da, nu, asta, nu. Și poți să-ți... Asta e case-ul sau cum... Păi da, poți să te duci să-ți iei o sticlă. Da. Găsești link în descriere pe Special Drinks. Pe Special Drinks. Specialdrinks.ro, poți să cauți vin Nebun by Cătălin Bordea. Și poți să-ți iei alb, roze sau roșu și poți să-ți iei chestia asta. E negru. Negru, scuze, da, așa e, scrie și negru. Sau poți să iei chestia asta. Ai pus-o? Așa. Vezi cum care este o cutie absolut... E de lemn. Superbă, lemn. Este absolut o exagerare de folosire da. De lemn. Da, e lemn. Dar este superbă. Nu ne-am uitat. Și am tăiat poți tot. Să o folosești după aia. Da. Și este the team. Hai să spun povestea, deci... Deci povestea e în felul următor. Asta este, deci fii atent, chestia asta, da. Nepersonalizată, sunt scrise de mână, by me, lipite, m-am ars, să moară măsa, deci m-am ars cu... A, deci chiar ai ceară și cu sigiliu? Totul e, deci handmade, înțelegi? Am scris 300 și ceva de scrisori, înțelegi? Asta este o chestie, o să o deschizi tu la... Da. Dacă vrei să o citești, dar nu, las-o. E o chestie pe care eu o simt. Eu o simt și am trăit-o și acum nu vorbesc din poezii. Am stat într-o seară la un pahar de vin, acest vin, cu nevastă mea și am încercat să ne amintim cele mai frumoase momente din viața noastră, nu știu ce. Și totul s-a sintetizat în această scrisoare, care este un sfat și o chestie pe care am trăit-o eu. Povestea vinului în felul următor. Am vrut să le scopi toate trei în același timp. Este, pentru că... Stai să vedem dacă, dăm pe mine... Este nebun de... Da, nu se văd foarte bine. Este nebun de alb. E important că e negru vinul, că e nebun de alb, nebun de negru. Da. Și vinul roze se numește nebun de fericire. Și treaba e în felul următor. Eu, după cum vezi, sunt deschis la... Așa? Nevastă mea e mai închisă, știi? Și întotdeauna... Închisă! N-am zis neagră! N-am folosit! Așa, și întotdeauna a fost chestia asta între noi, că și de la melodia lui Emeric Imre, cu nebun de alb, și de acolo a fost... a fost melodia relației noastre, știi, acolo am Dar cumva ne-am îndrăgostit pe melodia respectivă, știi, ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru veșnicie, nu știu ce, știi? Și e nebun de alb care e vinul meu, că eu totdeauna beau alb sec, e nebun de negru care ia că na. așa. Taică-su care face numai vin negru plutoniu. Înțelegi, de ăla de vine diavolul și dă noroc cu tine dacă bei un pahar, zice. Așa? Ăla bei shot, nu spui în pahar. Clar, deci. Și ea care, din toate vinurile, îi place ăsta negru mai mult decât orice, nu înțelegi? Și noi doi care ne întâlnim și e nebun de fericire era roze, pentru că ăsta îl bem amândoi, știi? Okay. Ăsta e singurul acceptat din noi doi. Și e nebun de alb, nebun de negru și nebun de fericire suntem noi. Asta e povestea noastră. Aba, cine cu ei s-au sterpezit dinții cu... Mai lăsați-vă cu dragostea. Asta e, dude. Înțelegi? Vinul ăsta... Absolut toate soiurile, și albul și negru și rozeu sunt alese special, sunt făcute de mine. În sensul că m-am dus până la cramă și de ce am ales crama respectivă? Crama respectivă e undeva miniș în capăt, adică mai e puțin și ieși. Omul de acolo este focusat pe calitatea vinului, vorbesc foarte rău, și e focusat pe calitatea beției tale. Eu n-am auzit în viața mea așa ceva. Înțelegi? Toată lumea îți vinde... De party maker. Bă, toată lumea îți vinde alcool. Ia alcoolul ăsta. Cel mai bun. Ăla se focusează pe calitatea beției tale, pentru că beția e mai importantă decât alcoolul. Că alcoolul te transformă, da? Da. Cum te transformă? Ce faci în seara aia? Ce faci a doua zi? Cum te doare capul, pula mea, nu știu ce. Gândește că omul e atât de focusat pe bețiv, încât are o masă mare, bă, mare cât camera asta în pula mea, din lemn, care se rotește și vin străini mulți acolo, pune vin pe toată masa și dă așa cu roată și tu bei, pam, pam, și te ia după caracter, tu dă mai departe. Și are un om angajat special care duce bețivul în cameră. Bă, deci n-am văzut în viață, are un om special care stă lângă tine și când pici, te ia pe sus, înțelegi? Și te duce în cameră și te culcă ca un prunc așa. Și șoptește la ureche: mâine o să fie regulă. Toate în pula. Deci eu când am auzit povestea, și am zis, cum ai făcut castingul? Știi? Adică, cine-i băiatul ăla care... Chiar. Cum? Era unul pe ei, Jobs. Cărăuși de beții. Și mi-a zis, dom'le, acum n-a fost un casting. Dacă mă imaginez la ce vă gândiți dumneavoastră, că ar trebui să dau un casting acum acolo, unul care duce un sac de cartofi în spate, fără să-l atingă de pereți. Că e foarte important să nu vii cu, știi?
dar calitatea bețivului. Asta este vin ales după gustul meu. Eu înainte beam alt vin. Beam un singur vin înainte, când apucam, se numește Mănăstirea. Uh-huh. Nu știu dacă îl știi. Nu. E un vin bisericesc. Bă, popii fac vin bun. Da? Înțelegi? Da, da. E un vin bisericesc, o sticlă lungă, așa, absolut fantastic. E genul de vin, niciodată nu mi-a plăcut vinul pe care poți să-l bei șpriț și te duci în pulă, adică la modul, n-am nimic. Bă, trebuie să-ți dea un kick așa, da, știi? Da, trebuie da, să fie un vin tare, dar nu chiar. Adică să fie cumva la mijloc, așa cât să te dezlege la limbă, să zici cine s-a făcut cu cine, dar tu ții minte ce ai zis, știi? Adică la modul ăla, știi? Și ăsta e făcut așa. Ăsta roze, ăsta e cadarcă. Cadarcă, ți-am zis, ăsta e cadarcă albă. Cadarcă albă este un vin proaspăt, este primul suc de la struguri. E the shit of the motherfucker. Bă, am fost super impresionat despre ce... Am fost super impresionat de cât știi despre vin și despre alcool în general. Da, da. Adică chiar te-ai documentat. Știu, despre vin, cel puțin, nu știu nimic despre altă băutură. Coi, nu știu nimic, să-mi va pula. Beam bere pentru că sunt din Botoșan și berea era și arma albă în același timp. Înțelegi? Nici un băiat n-a spart un pahar cu picior să pungă oameni. Așa. Băi! Da, angard! Știi? Tot timpul era căcatul ăla, știi? Întotdeauna am avut impresia că oamenii care stăteau în Botoșani și după aia și în București și așa stăteau la masă și beau vin, erau oamenii care n-aveau nici o problemă, știi? Adică ăia care, bă, nu se tem de bătaie. Așa mi-am imaginat eu, știi? Adică oamenii ăia care pula mea, doar în cur, știi? Exact, oamenii care n-au nicio problemă, exact cum vezi oameni care își îmbracă câinii. Eu cred că oamenii ăia n-au nicio problemă în viață să-mi bată la. Dacă singura ta chestie a fost de unde iau eu ăsta, de unde iau șubă, coaie, n-ai probleme în viața asta. Treci, așa era cu ăștia care beau vin. Era, coaie, n-au nicio problemă. Eu eram cu berea. Este ales perfect. Pe gustul meu. Deci da, sunt oameni care nu o să le plac. Acum în februarie scot încă unul care e roșu, ăsta e negru. Și e foarte, adică sunt oameni care beau. Eu de-abia aștept să-l beau pe ăla. Eu nu prea beau vin roșu, bă, negru. Știi cea mai importantă chestie? Dă-te-n pula mea că mai stârnit să moară. Ia, ridică-te în picioare. Bă, mai stârnit. Cea mai importantă chestie pe care am vrut-o de la vinul ăsta și roșu și negru e să nu ți se facă gura pungă. Ai, de-aia nu-mi place mie să beau vin roșu. Înțelegi? Da. Să nu ți se facă gura pungă. Când îl bei, să-l bei, să-ți scurgă pe gât în pula mea, înțelegi? Și aroma, să fie o aromă de, bă, știu de undeva. Asta e foarte important, că papilele tale gustative funcționează foarte bine cu memoria. Să-l știi de undeva, ceva e familiar acolo. Dar în același timp, tot timpul, știi? Ăsta a fost și cu ăsta roze, mai e o chestie, mie nu-mi place vinul dulce. Niciodată n-am vrut să fie așa o chestie, să fie băubil și cu să fie băubil cu a ta. Bă, dar ești adică... pasionat, adică. A, da, 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 da. Am impresia că nici nu puteți să te mai opresc niciodată. Iartă-mă, stai să văd. Ăsta roșu pe care scot acum, care e ediție limitată, e luna februarie și luna martie, deci până la finalul lui martie, se numește Nebun după tine. Da. Și este singurul vin chemat. Deci e singurul vin chemat la cea mai mare, cum îi zice, mă, convenție erotică din Europa. Ce? Da, coaie. Dă-te în pula mea. Deci, deci când am gustat și femeia care așa îi explica povestea soiului și făcea... Nu bordă, ăsta este un vin afrodisiac. Și lasă-mă, doamnă, cu afrodisiacul, că înțeleg că ai uleiurile esențiale. Nu. Deci ăsta este singurul vin chemat la cea mai mare convenție erotică din Europa. S-a întâmplat în Viena, sau nu știu unde pula mea, înțelegi? A fost acolo. Este vin afrodisiac. Te gândi că îți face... Nu, adică știi? Îți dă chef de... A zis, bă, cum să vă descriu senzația? Este un twitch, un... nu știu cum să... O... o ceva, știi? Ce tare. Da, da. Și este ăsta îl scot februarie-martie și o să fie doar atunci 2 luni de zile, întotdeauna scot pe 1 februarie și durează până pe 31 martie, doar atunci o să fie. Pentru că așa vreau să fie. Înțelegi? În rest ăsta negru pentru oamenii pasionați de vinuri închise la culoare și vinuri mai tari, e the shit. Mamă, de-abia și să beau din ăla. Da, deci crede-mă. E the shit. Este nu-ți lasă greu în inimă, nu știu cum să explic. Nu-ți lasă, nu te înroșești aici. Toate pula mea, deci eu am băut vinul ăsta, nu puteam să beau vin negru sau vin roșu. Coaie, dar zici că sunt la teleshopping, nu vreau să-mi fac pula. L-am încercat pe copiii mei, deci pe copiii mei. Știi ce-i ciudat? Rădu cu vinul, rădu cu coace. Și vine rădu cu mort așa. Ia uita,
uitați-l. Încă poate să zică 6 ori 6, 3 6. Ia uitați-l. 6 ori 6. Găini. Vin. Bă, da, știi ce? Știi ce nașpa când zici așa? Eu mie chiar îmi place răgelarul, înțeai? Eu chiar beau. Și eu zic la emisiune, e și sponsor emisiunii, dar eu zic, bine, eu încă n-am băut vin roșu Lejereanu, că zice Vio de 3 săptămâni că mi-aduce, okay, da, ți-aduc, mai, da, dar sigur că ți-aduc, mi-aduc, Vio, vinul ăla, aulu, da, ți-aduc, ți-aduc mâine, sigur. Mă rog, mie chiar îmi place vinul ăla alb și ăla roze. Și tot zic, băi, e chiar bun, adică eu asta beau, nu mă păcălesc, îmi pun din sticla aia, ce reclamă poate să fie mai bună decât beau ăsta, eu. Te cred. Bă, și primesc mesaje cu... Bă, zici și tu că primeam numai sau de, dar zici și tu că e bun, că e. Da, da, da. Deci cumva când ești foarte pasionat de ceva, oamenii zic, bă, nu mă, n-are cum, e prea exagerează. Bă, e vinul lui. Dar bă, bă, a vreau să paranteză până ca să mai te liniștești un pic. Nu scuze, nu. Eu trebuie să. Nu scuze că mie îmi place că vorbești pentru tine, să nu să poți să mai pleci de aici. Pleci de aici, nu mai vorbești 2 ore. Am pus apă în vin. Eu beau vinul sec, știu, și m-am apucat să-l beau lejer, mi-a plăcut. Mai lejeranu decât lejeranu. Ăla e mai strong. E al soi, e muscat, da, da. Și am pus la un moment dat apă în el, pentru că mi-am dat seama că ai zis că l-ai făcut pentru tine. Și știu că tu bei șpriț, da. Și am pus apă în el de, bă, hai să vedem cum e ăsta șpriț. Da, da. Ăsta merge șpriț. Foarte bine. Gen Lejereanu am băut șpriț, nu mi se pare. Adică ăla l-aș bea așa. Păi, da, compar și eu că asta da, beau. Da. Nu-l compar chiar cu ce trebuie. Compar mere cu pere, practic. Eu îl beau sec, foarte bine. Zice, m-a surprins o chestie. Stăteam acasă, mă jucam Warzone cu băieții. Și... Foarte, foarte gangster. Da. Eram acasă, mă jucam Warzone cu băieții. Da, cu așa mi-o ard eu, tati. Și am băut o sticlă întreagă de sec. Sec, știi? Pentru că a fost ales în felul următor. Că i-am zis doamnei de acolo și așa. I-am zis în felul următor. Sunt momente în viața asta când nu ai apă minerală. Sau apa minerală e caldă. Sau e bâhlită, cum se zice în Moldova. Bâhlită, mă, așa. În sensul că iese acidul. Și e o baltă, o bâhleală, înțelegi? E genul de apă de stau broaștelile aia, știi? Nu e bună. Și o pui în apă. O pui în vin. Sifonul e the shit la tot ce înseamnă șpriț, înțelegi? Îi faci, îl amestecă, e așa, bule alea, e trebuie. Și vreau un vin pe care poți să-l bei sec. Asta e toată treaba. Deci fii atent, după următoarea pauză, îl bem sec. Este senzația aia de, bă, nu cred că are neapărat nevoie. Nu avem pauză, avem plecat acasă. Ok. Păi nu, dar zic că trebuie să pleci, nu de alta. Hai să bem acum. Ha, că-ți deschideam și la negru. Că-ți deschideam și la negru. A, și foarte important pentru cei care se uită și zic, mamă, are dop de ăsta de cu filet, nu știu ce, este vin proaspăt. Așa se. Băi, frate, și mi-a zis Vio chestia asta, că a vorbit și la Domeniile Bogdan, unde fac ei Lejereanu, că dopurile astea Twist Off sunt cea mai mare șmecherie, sunt mai bune decât... se închide vinul ermetic 100%, decât Pluta. Așa. Dar pentru că noi românii suntem, nu bă, că ăla de șurubezi e de la babanu sau ceva. Noi avem chestia aia și nu se, ci că nu se vând, mă. Pui vin din ăsta, nu că, se vând. Cred, trebuie făcut un marketing mai bun pe treaba asta, știi? Adică, da. Că și eu inițial am zis, nu, vreau plută. Și a zis, nu pune plută. Îl bem sec cu gheață sau îl bem sec așa? Cum vrei tu, pune gheață. Cum vrei tu. E o filozofie de bețiv... E felul următor. Bunicii mi-au făcea, Dumnezeu să-l odihnească, o să-l vedeți în curând în noua linie Craniu Veoză. care o scos, se numește Bunicul Luminat. Bunilight pentru cei care... Bunilight! E foarte bun, Bunilight! Așa. Așa. Și era în felul următor. Se bea așa, ca să... Pașii de băut vin, da? E așa, îți vine invitații, da? Uh-huh. Vinul se bea sec. Îl bei sec la început. 2-3 pahare până încep puțin să te... Un pic, știi? Te pișcă la limbă, e așa, curge pe gât, îți dă o aromă, da? Bă, ce-mi place să mă am la mai vin, deci eu pe vin, fucking, vezi? E așa. Are un pic de aciditate. Trebuie să fac ceva, uite, fac o paranteză. A fost la un podcast aici, Cosmin Mihailov, care face cafea și este un nebunit, da, de la bandit, da, nu știu, da, dacă știi pe Cosmin. Îl știu. Așa. Și ne-a explicat că și să bei cafeaua, dacă ești șmecher, există niște chestii, cred, pe care să le știi când respiri, cum. Da. Cu vinul sunt chestii de genul ăsta. Fix la fel.
În primul rând, dacă un... zi-mă serios, hai că după aia luăm mesajele și mergem. Dacă termină cu vinul, că mi se pare super interesant. Deci, dacă bei un vin, deci cum e ăsta, da? Îl bei și să rămâne aroma pe limbă, da? Și un pic de călduț așa în gât, e un vin bun. Sau e vinul tău, cum ar veni, adică e vinul pe care tu l-accepți. Înțelegi? Așa se testează gustul. Așa cred și așa am auzit. E așa se testează tu gustul tău. Dar nu înțeleg. Ce înseamnă călduțul? Călduțul e un pic aici, așa, un pic scurge. În notă călduț. Da, se simte așa un pic de știi? Așa îl simt eu, nu știu cum îl simți tu, așa îl simt eu, știi? Dar nu înțeleg care ar putea fi senzația aia, călduțul. Călduțul e cum e la whisky, de exemplu, știi? Când te simți un pic călduț în piept. Poți, da. Știi? La modul ăla, știi? Adică simți alcoolul, simți... Băi, e bun vinul ăsta, asta pot să spun despre e foarte sec. Una peste alta, mie mi se pare un vin bun. Dar fii atent. Să-ți dea mie sănătate, că mi-ai adus. Când vin invitații, da? Bei, nu se bea niciodată șpriț de la început. Prima sticlă se bea întotdeauna sec. Adică fără, știi? Că, da, sunteți ăștia. După aia ușurel se scoate aia rece de se pune ca să fie pe cursă lungă, știi? Așa se bea practic. Bunicul meu făcea o chestie la final scotea ăla prost rău. Ăla prost rău, de nu mai știa nimeni ce a băut, înțelegi? Dar tu întotdeauna ții minte primul vin. De asta când îți vine cineva invitat la masă, îi dai vinul ăla. Când îl vezi că e orc, da. Pula mea, un vin. Îi dai... Lejerean! Da. Să facem un respect, băieți, da, trebuie să facem un din ăsta, un vin-off. Bă. Să vă întâlniți voi și cu un somelier și să facem din ăsta. Ia să vedem, frate. Ok, deci da? Fără nicio problemă, crede-mă, pentru că ăsta a fost testat de somelier. Da? Da, da. Da, da. Da. Am înțeles. Dar e organic ca lejerea, nu? Eu am avut o idee absolut fantastică, sper să ne ținem de ea. Nu știu dacă să o zic, o zic, fuck it. Nu zice dacă e ceva, dar zic no? De fapt zi eu, nu știu cum te simți tu. Cum îl știi tu pe Vio așa, e supărăcios? Aia e Vio, vreodată supărăcios. Probabil a și uitat că a avut ideea asta. A, da. Nu, sigur n-a uitat, sigur. Nu, mă, azi nu zice, dacă ai dubii, nu zice. A, nu mai cum zic, ce căcat. Așa poți să convingi un om să zică ce mai zici, să nu zică. Ideea lui și absolut genială. Și eu am scris deja la idee. Ok. Ideea lui se numește Roast Battle. Ok. Nu? Ok, roast battle. Tu te în pula mea. Și așa, fucking shit, cacat, zic. Vezi ce faci? Deci dacă vrei să... acest vin este folosit la interogatorii. Ce ți-a zis, mă, Fio? Sunteți nou în țară, da, și unde sunt secretele? Nu știu, ăștia nebun așa să... Eu sunt cu rușii. Vedeți că aveți 3 bombe la unii. Deci... ideea e următor, să ne facem ca Pepsi cu Coca-Cola. Știi? Înțelegi chestia aia? Dar eu am plusat puțin să nu facem roast simplu, să facem videouri. Adică tu unul, eu unul, tu unul, eu unul, în care îți folosesc produsul tău. Da. Știi? Dar n-ajungeți într-un dis și ne certăm cu toți. Nu, Doamne ferește, Doamne ferește. Am mai făcut eu un clip la un moment dat. Știu. Și după aia n-am mai vorbit nimeni cu nimeni în perioadă. Mi-a plăcut ăla. Dacă e o părere personală. Dacă iei băiatul părere personală dacă... aici. Zi-mă, termină cu vinul ca să citim mesajele oamenilor, că am primit o grămadă de mesaje. Și în vară. Anunț de pe acum, fuck this shit. Se numește Perlantă. Ai băut vreodată Perlantă? Nici n-am auzit de așa ceva. Exact. Este un vin acidulat. Deci nu e nici șampanie, nici vin spumant, nici prosecco. Este între toate astea, este ceva de vară. Este dar ceva de la... nu e un vin Nu, e Perlantă, e altceva. O să vezi. O să vezi că ți-l aduc. Bă, sunt sigur, eu sunt, deci tu nu... Deci fii atent, de ce m-am îmbătat eu în live-ul ăla când am lansat vinul? M-am îmbătat în live-ul ăla când am lansat vinul pentru că mi-au trimis Perlantă, un box de Perlantă și l-am încercat. Coaie, l-ai încercat mult de tot. Știam că am live, dar nu mă puteam, jur, deci nu mă puteam opri. Micuțul care făcea, să-mi pa pula, de unde ăsta? Să-mi pa pula, Nicolae care făcea, what the doki, bă. Nicolae căruia nu-i place nimic?
Nimic. E the shit, adică o să vezi. E un alt gust nou. Nu știu cum să explic senzația. Să-mi papura. E un vin acidulat de vară pe care îl bei rece. O să vezi. Mam, păi da, deja... Eu oricum sunt... Deci pe mine, poate fața mea n-arată, dar eu faptul că noi n-am mai vorbit o perioadă. Așa. Și eu m-am îmbătat cu tine. Eu am fost în turneu cu tine, te-am văzut mort, te-am văzut în toate... Deci eu te știu pe tine bând. Nu vorbim despre da, băutură. Da, da, știu. Bând. Da, da. Bând, ca lumea, stând, așa. Și acum te văd după un timp, apropo, apreciez foarte mult că ai venit încoace și mi era foarte dor de tine. Și te văd vorbind despre vin, bă, dar nu vorbind despre vin, că bă, bem de ăsta, că e bun. Cum ești tu, dintr-o bucată, da, tu ești vesel. Bă, vorbind despre vin într-un stil în care mie mi-a rupt capul, adică eu nu știu cum să reacționez, jur, eu nu... Păi dai pasiunea vieții mele, Diu. Da, nu era pasiunea vieții tale, era să-l bei. Bă... Acum ai adăugat, mi se pare, adică finețea aia, știi? Bă... Știi cum? Connector a iubit muzica, dar făcea rap, că asta putea să facă. Da, și după aia a făcut rap și după aia a zis, coaie, trebuie să învăț să cânt. Și acum cântă de să-ți bagi picioarele. Adică a pus cultură peste chestia aia. Cam așa a fost la tine. Bă, mie îmi place să beau vin. Dar nu că îmi place să mă îmbăt. Mie îmi place să beau vin. Îmi place să beau vin. Și ai pus peste chestia asta... Ce, nu știu, știi ce super... îmi place mai mult? Îmi place și acum fără nicio chestie. Nu e vorba că e vinul meu sau al dracu să mă ia. Momentele fericite din copilăria mea... Și vorbesc foarte serios acum. Momentele fericite... Eram țapăn. Erau când ai mei beau doar vin. Înțelegi? Ok. Când intervenea tăria, romul, vodka și ce căcat mai beau ei pe acolo, atunci se stricau lucrurile. Cele mai frumoase chestii erau când beau doar vin. De asta ziceam că vinul se servea primul, știi? Tot timpul era cultura asta, la mine în familie cel puțin, al vinului. Bunica mea face un vin care nu pleacă din ogradă. A venit Cortea, a venit Florin Gheorghe. Au nebunit. Deci au nebunit. Bunica mea face un vin, de-l bei... Și sufletul tău începe să cânte și îți vine să dansezi, este absolut fascinant, jur, deci nu mă cac bine, să mă apără. L-au băut, deci beau vin sec, stacană, cum e paharul ăsta, așa se bea Moldova, până aici, stacană, pam. Și bunii mea scotea baterii. Corte era căcat pe el, s-a aburit obiectivul, să-mi bat pula, era toată lumea. Florin Gheorghe făcea doar la facultate. Să-mi bat pula, deci tot era, toate în pula mea, ești nebun la cap, eu eram dezbrăcat la jumate, dansam, chemam ploaia. Deci era de shit, coaie. Și Cortea a zis, doamna Spazia, să-mi pa pula, doamna Spazia, dați-mi și mie, vă rog frumos, dorite. Și a zis, tu scrucea mătii, vinul ăsta nu iese din ograda asta decât sub formă de poveste, bă. Dă-te, pula mea! Dă-te, pula mea! Coaie! Fucking shit! Asta... Băi, trebuie să-i zici vinului poveste. Băi, este atât de bună asta. Bă, nu, dar bunica ta oricum e... Ține la vin. Nu, dar e, are o minte, adică e... Nu știu. Nu știu cum să explic. N-a gândit-o, a fost pe loc, înțelegi? Da, nici păi, da, asta e... Nici mie nu mi-a dat, Zice, măi, dă-mi și mie 2 litri, că duc la... Așa, da. Dau și lui... Dau și lui Micuțu, și lui Conovaru, și lui Mihnea, așa, nu știu. Nu este aici. De aici este sub formă de poveste, am mai zis de teori. Fucking shit. Înțelegi? De asta sunt mega pasionat. De asta toate și între prieteni, dude, să-mi bapula. Toate amintirile faine de la mese, tu ai fost cu mine de atâtea ori, au fost la șprițuri, la vin, știi? Un vin bun. Ce vin aveți? Alegi de pe listă. Te uiți, alegi de pe listă, să-mi bap cioane. Nu știu dacă la beri face asta neapărat. Da, beri, da, nu prea. Da, să zicem. Sau la habar n-am, știi? Dar la vin, al știu, la mai bun sau ce, îl încerc pe ăsta nou. Și un vin nou, tu ești nebun la cap. Ca și glumă, vorbeam cu omul de la mine și vreau să scoatem o șampanie pentru copii, adică fără alcool, să se numească nebun de mic. Ce bun e asta, nebun de mic. Să fie doar la petreceri de copii, dar de-aia mult zahăr. Zahăr! Adică oricum să ia razna copiii. Da. Tu ce ai făcut, Eric? Mai pune și mie. Excelent. Dacă vrei să spui niște gheață sau... Acum nu e că e vinul meu sau mai știu, dar chiar îmi place. Îmi place foarte. Bă, dar bine, acum ar fi și culmea să nu-ți placă ție vinul tău, adică l-ai făcut tu, normal.
Dar vă promit că este un vin bun și n-ai cum să fie. Ai zis că vorbim de sport, mai avem timp? Nu mai avem. Luăm mesaje. Ce dracu să vorbim de sport? Adevărat, cum? Gata. Ai pătrățele? Mai am puțin, dar nu e. Un pic de burtică aici, nu e. Dar nu e burtică, e piele de aia. Ce ai făcut? N-am făcut nimic, nu mai am... Nu, e iarnă. Ah, ok. Iarnă nu. Faci bulking? Nu suport conceptul de bulking. Să mănânci iarna mult. Sunt acum, credeam și eu că sunt și eu cu sport și cu asta și credeam că ne vorbim. Totul e cum trebuie, nu, e un pic de asta. Am înțeles, deci ești bine. Mocane, fă ceva cu firele alea albe din barbă, te rog eu. Bă, dar cât de important e, frate, pentru tine? Tu pare că ești foarte tânăr. Stai că se uită nevastă, scuze. Scuze. Perlant, nu perlantă. Deci vinul... Tu ai fost fix de la țară. Perlant, da, mă, perlantă din aia, mă. Perlantă, mă, cum e? Perlantă, mă, domnul. Scuze. Perlant. Vă salut din Toulouse. Alex, mă motivezi zilnic să suport francezii. Băi, frate, ce bună e asta, să-ți dea bine sănătate. S-a gândit porta să-și pună păr? Nu. Doamne, bă, adevărul e că pe tine te prinde cumva, tu ai luat foarte tare fața, imaginea fața de... ți se modifică în chelești. Deci vorbesc serios, aveam altă față când aveam păr. Da, serios? Se modifică, nu știu cum să te explic senzația. Dar fața ta arată bine, nu știu dacă s-a modificat. Băi, de șobolan. Da, mai mi-ai zis că e de șobolan, așa e. Așa e, dar nu suntem de încredere, eu zic toate secretele din firmă să mă aflacă, nu e. Deci nu, uite, Vio zicea, voi Vio se gândește cu părul. Nu, Doamne ferește. Am o întrebare pentru Cătălin. Maică-mea. Ai făcut stand-up la vreo nuntă? Întreb asta în vederea de a-l invita la o nuntă niciodată, și de a afla niciodată care... vă doresc casă de piatră și... Nu se face, da. Deci, nu se face. Domnul, nu se face, nu... De banii pe care s-ar putea să-i ceară un comedian sau altul, puteți să luați muzică fantastică și alte surprize. Stand-up-ul, dacă îl cenzurezi, e ca o păpușă gonflabilă. Și dacă tu ai impresia că nu-l cenzurezi, că sunt super mișto oameni sau de așa, la nuntă... Da. Tot nu merge pentru că nu toată lumea vrea să vadă stand-up și dacă unii nu se uită și vorbesc, stand-up-ul nu merge la nuntă, s-a făcut și nu, gen, nu e bine. N-am făcut niciodată, dar am auzit povești. Da, și eu am auzit povești, îți dai seama că eu sunt mai tânăr decât tine. Vă întrebați unde e Tibi Neuronul? Bordea, care e cea mai amuză? Ești Costel, care Costel înceapă, Costel când se bată, începe să se pișe random pe oameni. Care e cea mai amuzantă întâmplare legată de bunica ta? Bă, cred că am povestit niște amuzări, niște povești, cred că au fost povești amuzante. Am zis două, care... Eu cred că ar fi foarte utilă văioza cu bunicul de Halloween în loc de bostan, de Halloween. Bam! Ar fi e foarte... moldovean sau moldovean, că sigur. Îți jur pe ce mai scurt. Deci, pentru foarte... noi nu pare nimic în neregulă. Ok. Salutări, mă ofer să-l fac pe bunicu smart, controlabil vocal sau cu ajutorul telefon. Și sunt sigur că omul chiar face asta și ar putea să fac. Bă, n-ai cum. Bine ai venit tu, Scrucea, mă, te bem ceva. Bă, dar chiar aș bea ceva. Bă, ce tare ar fi să-mi... Cum îi cele bunică tu? Tataie. Ești tataie? Bă, tataie. Cât de tare. Tataie, aprinde. Tataie, nu văd. În loc de Alexa sau Google Chromecast sau ceva, da, nu vrem tataie. Tataie! Și Crucea, mă, te vrem. Bă, ce bun e asta. Bunic mi-a zicea colțatul. Aprinde. Bă, tu ai putea să faci o emisiune. Colțatul, on! Numai cu povești cu bunica ta, efectiv. Shit, cât de tare ar fi să faci un asistent virtual în craniul bunicului. Bă, oamenii chiar s-au dus să-i dai diverse comenzi, cum să fie bunicule, spune-mi, în jurătura zilei. Uite ce bune e asta, în jurătura zilei cu... Exact. Cum s-a bucat Bordea de futut femei urât? Ce? Nu, scuze. Pentru că eu m-am futut cu el într-un hotel din Mediaș. Și credeți-mă, dacă vin acolo vă sperii. Băi, n-am mai venit donații, dar nici eu n-am mai citit. Întreabă cineva dacă se poate comanda în UK. Poate comanda afară. Am uitat să-mi... Băi, de astăzi e sâmbătă, da, încă e sâmbătă. De astăzi este prima țară în care l-am trimis. E Spania, okay. Madrid. Se numește, dacă îl căutați pe Facebook, se numește Much More Market.
Okay. E un magazin românesc cu produse românești așa și o să mai fie încă 5 tot din Madrid și după aia în toată Spania și după aia urmează Anglia la rând. Păi da, UK Anglia. E cam da. Dar acum. Momentan e doar în Spania. Ca să dau o explicație, se trimite, dacă tu îl comanzi, tu poți să-l comanzi în Anglia, Italia, Germania, nu știu ce, dar nu răspunde cum ajunge el. Știi? Okay. Că virgulă, curierii încep să etăcă, știi? Adică pe avion sau într-o să mai, adică se sparg sticle, nimeni nu asumă treaba asta. Așa că o să trimitem noi paleți în anumite puncte și de acolo se ia. Blană. Da, frate. Cum s-a apucat Bordea de fumat era întrebarea și ce părere are acum despre fumat? Dacă nu răspund este singurul meu, am două vicii. Băutura nu e un viciu, nu consider un viciu, pentru că nu o fac în fiecare zi. Singurul meu viciu e fumatul. Atâta mi-a mai rămas. Am făcut o chestie, nu fumez foarte mult. Ai lăsat cazinou, barbut, ai lăsat toate astea. Mult! Dar vezi că eu acum am contract cu... tu că ai contract cu Vlad Cazino, așa imagine, este. Imagine, am până la mea, deci dacă eu rămân fără orice și iau bani de la ei, eu pot să zic că un an am fost pe aparate. Există un joc în care îți dă, tragi, gen dai și îți dă linie 4 Bordea, care ar fi foarte, foarte amuzant, 4 șobolani. M-am apucat de fumat, da, ca scuze, să răspund, da. M-am apucat pentru că mătușul mi-a plecat în Japonia la un moment dat, cum plecau mulți oameni, și s-a întors înapoi cu parliament, țigările parliament, dacă le... Da, că nu era parliament, în așa, știi? Și ca să pari interesant la școală, la liceu, eram în clasa 9-a, am luat cu mine câteva pachete, știi? Și ca să mă bag înseamnă cu buliul liceului. Ok. Serios, și am dat parliament că la dracu, na. Așa, când mi-a luat țigara, a zis, păi împărțim. Normal, ești de mult așa, păi nu fumezi eu. Clasa 9-a, atunci m-am apucat de fumat. Nu regret, deci chiar nu sunt genul de om care zice că asta nu face rău sau nu face... Nu, e fix alegerea ta, dude, sunt papul ăla. Eu sunt ok cu treaba asta, mai ales pentru că nu fumez în casă. Și atâta timp când nu fumez în casă și fumez pe balcon, până ieși pe balcon, până te îmbraci, mai ales iarna, durează, știi? Da. Fumez mult la șpriț, dacă am unde. Nu e cazul aici. Emisiunea Cine s-a mai fătut cu cine, prezentată de Bordea și Young Vio, pentru că amândurora le place bârfa. Cine e Young Vio? Vio. Îi se zice Young Vio? Eu uite frate, uite mi-a trimis cineva. De la Florăria El Flora, da. Întreabă-l pe Vio, pe Bordea dacă vrea să punem vinul în pachete de la noi, ia uite. Nu m-am gândit la asta. Păi te-am pus eu acum, na. Dar e foarte bună chestia. Mai ales pentru, uite, dacă eu florărie să, dacă... și fac pachete din astea cu aranjamente florale mișto și cu dacă sticle de vin. Puteți să-mi scrieți pe Instagram, nu? Instagram. Nu știu cum se numește. Instabook. Instaspace. Coaie, vezi că nu s-a atât de ancorat să-mi va pula, deci chiar pe Facebook n-am mai intrat de un milion de ani. Dar DM? Nu. Cum se numește, mă? DM? Așa? Mesaj da, privat pe Instagram, da. Pe DM, Instagram-ul da, meu și da. Mai ales dacă ăsta nebun după tine acum cu februarie și martie, s-ar putea să meargă foarte bine cu flori. A zis, sigur merge. Vă salut, băjeții, sunt Niță, Denis, salut frate, mersi că ești aici, nu pot să donez, de ce? Nu știu ce înseamnă să donez, dar pe super pentru că chat, când sunt eu aici... Că n-ai bani pe card, dacă n-ai bani pe card nu merge, frate, îmi pare rău, dacă zice fonduri insufici, iartă-mă, am văzut că s-au dat niște super chat-uri, deci presupun că se poate și mulțumesc oamenilor care au dat super chat. E foarte. Și suntem și 1150 de oameni, din nou sărim peste 1000. Băi, Bordea, ești un fenomen, frate. O mai pui? Sănătate să rămână. Deci, îmi pare rău că nu o să fiu acolo când o să-l încerci pe la negru. Deci, crede-mă, frățioare, deci, când băi, o să-l încerci pe la negru. Când îl încerc pe la negru, mă filmez și să trimit filmare. Și o pun pe Instagram. Păi, cred că beau toată sticla, să jur. Frate, cred că beau toată sticla. Că beau toată sticla cu aia. Bine, 10 dimineața, dar pula mea, frate. Nu rău, Bordea, mersi că ai venit. Salut, apropo de politicele correctness și comparația între USA și ce e la noi, cred că undeva e unanim acceptat că sunt chestii care literalmente par inventate pe loc. Da. Se poate. Nu pare nimeni să fie voice shaming. Nu pare normal să fie voice shaming. E literalmente dubios. Trebuie să vorbești doar în sinonime constant. Da, așa e. Cred că totuși e o idee de mesaj. Cred că e o idee prea exagerată. Nu știu dacă trebuie să ai grijă de cum vorbești, ci să ai grijă tu ca om ce să iei sau nu să nu iei personal, zic eu. Păi da, mă, dar zici
Stai, cine? Dragoș. Păi tu zici foarte frumos, dar lumea nu e așa și frumoasă. Și foarte bună cum... chestia asta că trebuie să gândești în sinonime la un moment dat. Vorbesc serios. Păi da, e iurea. E foarte iurea. Da. Băi, este să moară, bă, deci nu pot să... Care e cuvântul ăsta? Ah, ăsta are sinonimul ăsta. Eu, deci fii atent, când am lansat vinul, a fost scandalul cu antrenorul ăla sau cu... Ah, da, cu așa, cu, da, așa, cu știi? Și ne-au trimis niște oameni că... Oh, păi cu ce faci cu vinul ăsta cu nebun de negru? Ai mă, lasă-mă, mă, mâncat. Că nu și e... am zis că bă, pun nebun de întunecat, nebun de lipsă de și soare. Și aia a fost... A zis omul meu. Da, știu. Uite, asta, că asta vorbeam cu Drăcea la live, că facem noi dimineața. Bă, dacă eu nu e iurea, adică dacă sunt 6 persoane și 5 sunt albi și unul e negru și vrei să spui de la și nu știi cum îl cheamă pe niciunul. Bă, cât de iurea e să zici? Tipul ăla, în 10 ani o să ăla, oprește-l, deci, oprește-l, tipul ăla oprește-l, care oprește-l. E fa, ce Bocaru să zic? Să spune are tricou roșu, dar zici că e negru, frate, nu n-ai cum, adică mie de-abia mi se pare că ăla e rasism. Pentru că eu sincer, uite, m-am mai băgat într-un căcat. Că ziceam, tu așa vorbeam la live-uri și ziceam țigani. Pentru că eu am crescut cumva cu frații mei țigani, știi? Da. Și adică ei zic sunt țigani. Vă opresc o secundă, avem o donație de 250 de lei de la Da Bravo, care dacă nu mă înșel este canalul lui Mihai Bobonete. Deci în cazul ce? În care ne auzi, ce-a făcut, mă? A dat bani? Da. Ne-a dat și bani, mă, mânca aici. Să-ți trăiască ție, bă, să trăiască familia! Să-ți trăiască! Bobonete, te pup! Bă, ești nebun. Să ia, domne, și un vin nebun. A, să trebuie să duc eu. Bobonete a fost mai mult. A, zic că te duci la el acum. Da, da, o să mă duc puțin mai mult. A, păi de-aia, da, bănge, lasă-mă să plece, dracu, că trebuie să vină la mine. Salutări, doamne, ajută. Hai că-ți dau bani să vii și la mine. Nu mă duc. Așa a scris unul. Bobonete, ți-a trecut COVID. I-a trecut. A avut acum, am văzut și eu că a avut. Doamne, ajută să-ți dea Dumnezeu sănătate, un om extraordinar. Bă, nu e. Pentru mine Bobonete și Chișu au fost doi stâlpi care mă țin încă, știi, la acolo unde trebuie. Da. Serios, a fost fundațiile mele. A fost fundațiile? Nu, a fost așa. serios, adică amândoi, dacă nu era Bobonete, nu făceam stand. Sau poate făceam acum, mai târziu, când deja erau headlineri cine sunt și mă strecuram și eu. Erai Mocanu, vreau, mă termina din ăsta. Trebuia să faci podcast-uri pe internet, trebuia să te chinui. Să... Mișto rău, Jesse Reyes, mai ales piesa Figures. Mersi, Figures. Bordea pentru recomandare. Stai puțin cu aia, okay. Să-mi papula. Cine a scris treaba asta? Stai să vedem. Cum îl cheamă? Claudiu Tara. Deci... Deci vă rog eu din suflet, dar nu acum în seara asta, că e sâmbătă seară și n-are rost. Mâine, deci și tu, te rog din suflet, puneți videoclipul Figures, dați un pic televizorul mai tare pe YouTube, da? Dați un pic televizorul mai tare și uitați-vă la videoclip. Dude! Asta fac pe drum spre casă astăzi. Nu. Ba, da. Nu, trebuie să te uiți la mare. Deci trebuie să te uiți la... Crede-mă pe cuvânt, este... incredibil. Deci o să ai un sentiment deci este ceva incredibil, jur. Deci atâta vreau să-mi papul ăla. Deci bravo, da. Asta e. Bă, apropo, piesă, reclamă. A scos Nosfe cu Alexandra Stan o piesă, Tembleche. Știu. Ai ascultat-o? Nu, dar am văzut la televizor. Bă, au dat atât de mult teasing că eram, bă, dar scoate-o odată, dă-o dracu că vreau să o ascult. Bă, și am ascultat-o astăzi și este Samba. Bă, s-a dus la alt nivel. În primul rând, Nosfe e the shit. Nosfe is the shit. Și în al doilea rând s-a dus la altă. Și Nosfe are o strofă în italiană pe asta, care este, eu știu că asta e din Italia. Bă, dar du-te în pun. Era, doamne, cum Nosfe e. Nosfe is the shit. Mamă, și ca atitudine și fashion. Ca tot. E marfă tot. E marfă tot. Să-i dea Dumnezeu sănătate și lui. Salut, băieți, sunt în Londra de aproape 5 ani și de vreo 2 ani. Ai văzut ce crainic de radio mi-am luat? Da, salut, băieți, sunt din Londra. Salut, bine v-am găsit pe 56.5. Nosfe e foarte tare, frate. Hei, salut! Sunt în Londra de aproape 5 ani și de vreo 2 ani mi-a ajuns să-mi fie aproape imposibil. Imposibil să lucrez cu persoanele de origine afroamericană. Ok, ne ducem în rău. Ok, trecem mai departe. Următorul mesaj, vinul roșu.
Este foarte greu să faci o persoană să-și facă treaba fără să se victimizeze și fără a se victimiza și a-și lua ca armă de autoapărare culoarea pielii. O să fie trist tare pe viitor, bucurați-vă că sunteți în România. Înțeleg ce spune, știi că s-a dus în chestia aia. Nu cred, România nu e o țară recunoscută pentru rasism excesiv sau mai știu eu ce. Noi ne urâm și vecinii indiferent ce culoare au. Da. Ne urâm. Tu ești țigan? Ești ok. Ești român? Du-te dracu de român! Păi știi român? Păi du-te dracu oricum! Noi urâm clădirile mai înalte decât ale noastre. A întrebat cineva de ce numele nebun, s-a spus povestea. Vinul roșu e dulce sau sec? Vinul negru este sec. Scuze tot. Roșu o să fie la fel de sec. Deci toate sunt seci, nu? Da, toate sunt seci. Ok. Nu există Perlant. Și nu o să fie niciodată niciun vin demi-dulce, dulce, demi-sec. Bun. Toate o să fie seci întotdeauna. Da. Perlant egal Hugo românesc. Hugo. Am auzit de Hugo, mă. Bea nevastă mea din când în când Hugo. Și Vio. Și Vio? Da. Serios? Da, e un cocktail. E cu sirop de soc. Cum? Da! E, cred că, vodka cu... E un... cum e Aperol Spritz-ul. E gen, cred că vodka e tăria, dar nu știu dacă vodka sau okay, rom. Ceva okay, tărie. Ok, cu prosecco, cu un pic de soda okay. Și cu sirop de... Senzația, dacă pot să-mi explic acum, sau pot să o descriu cumva, cam asta e. De la un vin, știi? Adică, okay. Fără amestecături sau mai știu ce. Un simplu vin. Scuze, care face... Un simplu vin, serios? Reclamă, maci? USV? Ce înseamnă soarta, coai? Eu am fost la un show păcătos și acum fac USP. Da, bă, nu m-am gândit la chestia asta, ce tare. Urmărește! Every time I wanna get out, they pull me back in. Sunt moldovean din Buzău, într-adevăr, zice cineva. Cine s-a mai făcut cu cine? Ceva mâncare? Ceva de mâncare? Un fast food pe când de la voi? Hai mă, nu. Mâncare n-am trebuit. Și mai ales ăsta care e. Mănâncă 143 de grame de piept de pui. Nu mănânc carne, nu mănânc. Nu mai mănânci carne? De 5 ani. Da, brânză mănânci? Da, brânză mănânc, dar din când în când. Am încercat fără carne. Nu vreau să intru asta. Ok. Am încercat fără carne și acum încerc fără brânză. am frate banii, dar nu-mi deschide link-ul. A, super sticker și astea. Băi, frate, îmi pare rău. Și nu la modul îmi pare rău, la modul chiar îmi pare rău că nu pot să-mi dai bani. Bă, mai sunt interesante sau nu? Sunt Paul. Stai mă că mai am puține. 2, 3 mai am, gata. Sunt Paul, am trecut de aici, vreau să vă salut, să-ți mulțumesc încă o dată pentru mitul de acum câteva zile. Da, mă, frate, și am vrut mai devreme, așa e, Paul, apropo de chestia asta. Am vrut mai devreme că am zis de disc că s-a nimerit, că am primit fix ieri tricoul ăsta de la Paul, cu muie mocanului, okay. Brandul meu, marca Banu, care e din Dis, și am zis că uite să zic de el, care este de la... Dă și pe mine un pic. Dă, Sorin, că știți și tu hashtag un tricou? Da, legat. Un tricou pe Instagram. Pe Instagram, da. Uite, Sorin, și tu ai primit un tricou acolo. Da, mulțumesc foarte mult. Da, am primit și voiam să vă zic că este foarte important să ne amintim că în filmarea disului eu m-am răsturnat cu camera pentru că eu l-am filmat. Este un moment highlight din viața mea. Atât. Da, okay, chiar, okay, bă, Sorin l-a filmat. Am și uitat. Bă, vreau să fac și eu o chestie. Da, te rog. O să-l ajute să doarmă mai ok noaptea. Slană Mariane are merch pe Slană ceva, cortea. Atâta Nel, poți? Atâta poți? Da, știu, le vinde să-mi bă. Bă, stai mă un pic. Deci, Slană merch. Slană mărci. Da, Slană mărci. Hai că dai un link în chat. Da? Da. Nelu Cortea Artist Shop. Bă, vezi că mamă, dar sunt ceva modele, adică nu știam pe asta, s-a dus bine. S-a dus departe, da. Pe Inspired. Dar dacă cauți Slană Mărci... Slană Mărci sau la el găsești. Pe Nelu Corte oficial, sau join nu știu cum se numește. Slană, da. Side. Ok, da, frate. Și eu o să fac tricou... Băi, iar Cortea să... Bă, merită... Nu-l mai lăuda. Nu. Ascultă-mă, da? Lasă-l în pace. E de rău? Eu o să fac o chestie cu el. Îmi doresc din tot sufletul tricou cu Slana Del Rey. Am vrut să fac tricouri cu La Casa de Costel. Să fac un Club 99 cu La Casa de Costel.
De Bordea mi-aduc aminte de la show-ul lui Andrei Gheorghe. Nu mai știu cum se numea. Bordea avea... A, când ai făcut tu stand-up, cu cine erai? Cu atunci? Cu Bobonete, cu Cristian Dumitru Bordea și cu Toma. Era primul Toma. Nu e Toma ăsta, era primul Toma. A, Toma, a mai da. Fost un Toma care avea o glumă la o dată în germană despre un cangur. Fucking înțelegi? Shit, mai există un Toma. Da, mai era un Toma. E iurea. Alea au fost, alea, și eu pe Toma, acum, alea au fost începuturile. Deci alea au fost filmarea aia de acolo... Este în ce... Noi mai eram dinainte, cum ar veni și adică eram dinainte, dar aia a fost, apare la TV, coa, ești nebun la cap. Și cumva, după toată treaba aia, nu s-a întâmplat, credem că nimic. Ne-au scris, ne-au scris familiile noastre, respectiv Bobonete, Cristian Dumitru și Toma. Dar nu s-a întâmplat nimic. Eu știi cum, e, cum sunt oamenii care citesc cartea ta în, în tren? Ce mesaj ai primit? Ce zice mama ta? Dar ăla a fost prima chestie TV. Da. Da, aia e istoria da, chiar stand-up-ului. Dar a fost mișto ăla, adică n-a fost nici rău cum era TV. Eu țin minte că l-am văzut recent, adică recent mă refer acum 2 ani, dar l-am revăzut. Mă rog, șmecher. Eu filmulețul ăla o să-l pun întotdeauna dacă o să mă simt încrezut, șmecher, fantastic, cel mai șmecher, cel mai tare, cel mai pula în cur, pun filmulețul ăla. Vorbesc serios. Nu uita de unde ai plecat cu aia să mă... Serios, ăla este un filmuleț care trebuie să ne țină, mai ales pe cei care am fost acolo în emisiunea aia, cu picioarele pe pământ. Da. Și pe ceilalți, că așa se ajunge. Greu. E greu, frate. Hai să mergem acasă. E greu, frate. Oameni dragi, cam asta a fost. Mulțumesc, Bordea, pentru vin. Chiar este un vin bun. Deocamdată l-am încercat doar pe alb, dar vă recomand din suflet vinul ăsta alb. Bă, nu trebuie. Serios. Adică e o chestie, dacă ești curios să vezi cum e, ia-l. Dacă ți se pare scump, mai sunt și alte variante. Lejereanu, da? Lejereanu e mult mai ieftin decât nebun. Dar trebuie să fac o... trebuie să fac o mențiune, e și mai prost. Trebuie să fac o mențiune. Nu vă gândiți că mă îmbogățesc cu vinul sau mai știu ce. Doamne. Nu, întreb pe Vio de luni de... Iartă-mă că te întreb. Întreb pe Vio de luni de zile, cum merge mă vinul? Foarte bine, nu facem niciun bani. Da? Nu, chiar eu dau mult pe el. Adică dau mult pe calitate, okay. Dau mult pe tot ce înseamnă. Da, e și mai scump, într-adevăr. Da, n-are, altfel nu se justifică. Știi? Am înțeles, da. Bă, nici nu, e marfă să ai asta, dacă ești pe plus e ok, e marfă oricum să faci, să ai un ceva care vinzi. E, și mai ales vin pentru, nu știu, nu se pare tare că faceți chestia asta. Este singura chestie care face plăcere. Da. Mă bucur foarte tare că... Pe lângă portrete cu nevastă mea, o să scop portrete cu nevastă mea. Ok, gata. Dacă vreți să încheiem emisiunea, că nu e ok. bă, chiar ai zis că te duci la Asia Express, a scris cineva aici. Da, suntem primul cuplu confirmat. Când vă duceți? Când se face, nu știu, când se eliberează toată treaba. Când se... Mamă, cât de șmecher o să fie, ești nebun? Eu nu vreau să merg. O să fie oribil pentru tine, efectiv. Nu o să fie, că o să încerc să am grijă de mine, de ea, știu că o să aibă ea, de amândoi. Ea... Cred că asta e, bă, asta e mă, la noi, mă. Noi ne-am luat femei care sunt... Aia cu femeia e bărbatul în relație, la noi nu e o glumă. Stai că mi-a scris, stai așa. Mocane, taci în pula. De unde Hai. Ești tu primul cuplu confirmat, mă? Păi cine a fost, mă, primul cuplu confirmat, mă? Livia! Deci delay-ul e mic, asta vrea să spun. Stai. Deci ne-am luat omul și pe Livia, mă, că stăteam cu toți aici, mă, era și ne... Era plecată, Livia... Deci fii atent, o să mă urască, o să mă bat în seara asta. Dar vii cu Livia odată? Asta ar fi cea mai mare. Cu cine ai confirmat? Nu mă, băi, puțulică, mă. Băi, stai, mă, nu confirmat în presă, puțulică. Atunci le voi zici asta? Da, ți-o iei. Nu. Deci fiți atenți. Deci, crede-mă. Mâine te uiți la ăsta. Nu, Livia. Mâine te uiți la emisiunea asta și îmi trimiți un mesaj mie direct cu ce să tai din ea. Bravo, da. Dar trebuie să spun treaba asta. Câți oameni mai sunt pe live? Mai sunt încă 1000. 1000 și cât? 1068. 1068. Soția mea plănuiește, dar nu zic. Ascultă-mă. Ia, acum e, deci așa e. Deci, soția mea în curând o să fac o chestie absolut fantastică, să mă apuc. Absolut fantastic. Sure. Ce? Deci nu pot să spun. În premieră, exclusiv, deci by spun, Alex Mocanu, radio. Nu mă lasă, mă, nu mă primești acasă. Te bat, deci nu. Ah, ok. Nu. Îmi pare rău.
O să vedeți. Băi, deci jur, deci chiar o să fie cum sunt eu cu vinul. Așa o să fie ea cu o anumită chestie. Este absolut. Era marfă dacă o scăpai. Așa o să fie ea cu... Aoleu, prostul! Asta în bapul ăla este absolut fantastic. Băi, gata, că te așteaptă pe bunete. Și te-am ținut mult de tot și mulțumesc din suflet că ai venit și ai stat atât de mult. Deci da, Bordea și Livia vor fi la Asia Express, care... Băi, știi că noi doi suntem Bolivia. Gata, hai să ne oprim, că se duce de aici în jos. Am promit... Bă, că dacă mai vrea Bordea să vin... Nu, frate, nu, bă, suntem mulțumesc super... frumos, vă mulțumesc, chiar vă mulțumesc. Bă, dar s-a creat și... Eu întotdeauna când vin undeva mă aștept la muială, mare, mare muială. Vă mulțumesc încă... Bă, eu când zic că vă mulțumesc, eu chiar vă apreciez, deci nu că m-am îmbătat gata, de la vinul ăsta nebun. Gata, gata. Dragoste în șet. Chiar sunteți niște oameni mișto și chiar ăștia care nu sunt mișto și sunt disruptive, ca să mi-o ardă așa, le dăm high gen. Adică noi ardem super frumos aici pe canal. O să invit pe toată lumea, frate, o să invit toată lumea încoace să bem un șpriț, că e frumos, e o atmosferă. Păi eu mai vin dacă mă chem. Și pe Bordea chiar mulțumesc în suflet. O să-mi zică după aia. Mă piși pe... Nu, glumesc, chiar sunt sigur că s-a simțit foarte bine. Bănuții că... Și stai mă așa un pic, că nici n-am cumpărat vin. Stai să-ți dau banii pe vin și după aia... Deci o să mai vină Bordea, sigur. Pe fapt, pe asta facem, vin și eu, chem și eu prietenii mei să bem un șpriț, să mai... Da, dar nu vrei să pleci și tu acasă să... O, tu mă duc, ăsta beau la o țigară. Ah, stai că te fumești o țigară. Asta e rost, chiar mulțumesc frumos că m-ai chemat. Și eu apreciez în suflet și mi-a fost foarte dor să te văd. Și să știi că mai vin. Adică mă simt foarte bine în chestiile astea, mai ales că n-a fost hate, la următorul să fie mega hate. N-are cum să fie. Bă, sincer, n-are cum să fie pentru că, Doamne ăștia, sănătate, nu fi nebun. Uite, Bordea o să fie live cu Bob. Nu mă, să duc și ei să stea, să ca oamenii. Vorbim de bolile noastre. Vorbim de bolile noastre, nu. Îl invit pe Bordea cu Bobune data viitoare. Aia ar fi. Dar nu, că nu știi cine dacă mai vorbește, că voi vorbiți. Bă, mersi. Hai, gata, hai, Doamne, hai, gata, hai că... Oameni dragi, atâta vă las, că sunteți aici acum cu noi, că sunt vedeți în reluare. Mi-am dat seama că trebuie un pic de ajutor, deci vă rog frumos un share la chestia asta, un Insta Story în care să-mi dați și mie un tag, Alex Mocan Online, să dau și o repost. Puteți să ajutați cu like-uri, cu ce vreți voi, să creștem canalul ăsta ca să facem un business frumos. Doamne ajută să aveți sănătate și să ne vedem. Și suntem marți suntem live din nou, am rupt-o, am fost... Luni live, marți live, sâmbătă acum live, marți suntem live din nou, vine Tony Babun pe care vă invit să-l căutați, este un cel mai tare vocalist pe care îl știu, cântă extraordinar și pentru că nu e cel mai sociabil om, vorbim un pic și după aia o să cânte, program gen, o să fie pe muzică. Deci, îl știi pe Babun? Da, stai că a făcut și show-uri la full. Da. Da. Este extraordinar, da. Tony Babun, și vine aici să cântăm, o să fie muzică live cu Tony Babun, marți seară, marți asta care vine, de-abia aștept eu, eu sunt cel mai mare fan al lui, fii și tu acolo. Mulțumesc frumos, seară bună, v-am pupat. Cam asta a fost tot. Sper că ți-a plăcut ce ai văzut. Eu apreciez foarte tare că ești aici. Lasă un like dacă te-ai simțit bine, un dislike dacă ai impresia că trebuie să mă las de asta și să mă apuc dracu de o meserie serioasă. Mi-ar plăcea să-mi spui părerea ta în comentarii, să te abonezi, nu știu. În principiu, să ai o viață minunată, mi-ar plăcea foarte mult.